4, 3, 2, 1. Bun, și Eugen are imagine. Sunt eu? Da, ești, ești. Nu mă văd. Ok. Deci, bună ziua, stimați prieteni, eu sunt Ion Chișlea, acum și vă dau... Să mă... Domnul Reușescu, ok, este imaginea mea. Am inițiat astăzi împreună cu Asociația Băștinașilor din Tepeni, împreună cu Primăria Comunei Tepeni, am inițiat o ședință de vieri publice pe marginea strategiei de dezvoltare social-economică a Comunei Tepeni pentru anii 2020-2025. Este un obiectiv pe care ne l-am propus în cadrul proiectului dezvoltarea Vederea spiritului civil și dezvoltarea societății civile și a transparenței publice în comună Tepeni. Și este un obiectiv care ne interesează și pe noi, dar și cu și primăria comunei. Noi trebuie de fapt să facem strategia, să o elaborăm spre finalul proiectului în luna august, însă dat fiind faptul că este necesar ca primăria, ca comuna să aibă o strategie mai devreme pentru ca să aplice la unui proiect, și dat fiind faptul că suntem și în perioada asta de pandemie, care nu prea avem posibilitatea să avem altfel de activități, am decis să facem, să elaborăm acum, mai mult să lucrăm asupra documentului, să le expunem unor audieri, unor dezbateri, pentru ca să putem aproba într-o formă, așa zicem, teme finalizată și poate prin august o să facem și o ședință sau un atelier pe viu ca să ne întâlnim cu toții și să vorbim despre strategia asta, deoarece este un document foarte important pentru sat și pentru comun. Ion, vezi dacă poți vorbi mai tare sau mai aproape de microfon, că am impresia că în prezentarea asta ar fi bine să te auzi totuși. Și eu mă aud rău? Da, te auzi cam slab. Da, dă-te mai aproape de microfon sau vorbești mai tare? Mai aproape de microfon. Ok. Păi eu nu știu, trebuie să mă văd răcuși în asta. Bine. Cu nasul în laptop. Oricum nu te vezi, da. Dă-te mai aproape de microfon. Bine. Deci, după cum spuneam, am decis în felul următor. Am vorbit cu domnul primar și am ajuns la formula respectivă. Noi acum am elaborat proiectul strategiei, am introdus momentele cele mai importante. Până la asta a existat și un atelier până la introducerea carantinei. A existat și un atelier lucru în care s-au adunat idei pentru strategie. Am vorbit cu domnul primar, am acumulat cam ideile care sunt importante. Ideile de dezvoltare a localității, cred că ele cam sunt aceleași. La general, dacă întreb pe oameni care interesează soarta comunei, cam știu cam ce ar fi important pentru sat să fie făcut acolo sau acolo sau acolo. În orice caz, cele generale sunt, probabil sunt și propuneri, pot să existe și propuneri particulare sau propuneri pentru a unor grupuri. De ce ar fi bine ca proiectul sau ca strategia să fie cât mai comprehensivă, cât mai inclusivă, adică să include interesele unui părți cât mai mare a oamenilor. Dar, din păcate, aici vorbeam cu domnul primar, e cam imposibil acum, chiar și această ședință de audieri publice, imposibil să o facem să fie mai inclusivă. Deoarece nu toată lumea are posibilitatea, are accesul sau chiar și deprinderea să lucreze cu instrumente respective, să intre pe Zoom și așa mai departe. Deci noi o facem în forma respectivă în care avem așa o constrângere astea care țin de starea de urgență, de carantină și așa mai departe, și cu intenția ca în august, când o să vină oamenii din diaspora, să avem o reprezentativitate cât mai mare și să încercăm să facem atunci un document așa definitivat, foarte bine pus la punct. Cam asta a fost ideea. Eu cred că voi sunteți de acord cu punctul ăsta de vedere, pentru că pe de-o parte trebuie urgent să facem strategia, pe de altă parte trebuie să o facem și calitativ. Și am decis să facem așa în două etape. Cred că ați fi de acord. Eu să vă expun cei care sunteți aici, dacă credeți.
Da, pe mine mă auziți? Da, te auzim și te vedem. Doar fruntea ți-o vedem. Bine, dar măcar atât. Deci ești de acord cu ce-a propus Ion? Da, în linii generale, da. Numai că, mai, cum, să mai expun mai târziu asupra strategiei, dar de-am să o termin eu. Să o vedem și să o auzim, da, ok. Da. Eu am pus-o, cred că o vedeți aici pe share screen. Acum nu se vede. Nu, dar eu am citit-o, eu am citit-o toată. Deja nu se vede. Da, acum nu se vede. Tu trebuie să mergi cu cursorul, adică ca să deschide pe ca noi nu am să vedem. Adică tu poți să miști în sus, în jos, foile, hai să zicem așa, că noi altfel noi nu putem. Înțelegi? A, nu. Oare tu am o tuim sau? Da, eu am o mer. A, păi, da. Eu am voi încercat... vedeți? Nu vedem, Ion, trebuie să faci share screen. Păi eu văd, nu știu la voi, dar eu văd. Dar de ce? Este și Irina. Este și Irina. Dacă are și Irina strategie să ne arate ea, să o partajeze ea. Nu e. E că este aici. O văd în grup. Este și Irina. Este și Eugen Petraru. Dar cine are strategie să o arate? Eu cred că pot să o arăți, dacă ne-ai arătat-o mai devreme, înainte să începem transmisiunea, cred că și acum pot să o arăți. Eu nu văd. Eu văd poza lui Ion și mai devreme i-am văzut video lui Ion, dar nu văd strategia arătată. Nu, este documentul. Eu de vorbă îl văd. Eu tot îl văd. Toată lumea vede și eu nu-l văd? Nu știu, Nică, eu transmit live, încercați să faceți ca să văd și eu. Coleg, eu în general nu văd nimic. Ecranul e negru la mine. Dar la tine ecranul arată camera din spate, nu camera din față. Ceva t-ai făcut, schimbă. Mai îmblă, mai intră, mai ieși. Și Ion tot așa, poți să intri, să ieși. De fapt, el dacă iese, se oprește transmisiunea Zoom. Acum îl vedem pe Eugen la față măcar, dar până amul nu-l vedeam, el ne arăta peretele. Super. Eugen, tu vezi planul, adică strategia? Nu. N-am imagine. Dar voi sunteți pe telefon, da? De pe telefon, da, poate fi de cauza. Nu, eu computer. Încă o dată. Mai încearcă, Ion, că doar ai reușit odată. Am văzut, înainte să începem emisiunea, am văzut strategia. Mai încearcă. Dar așa cum este. El o dă în sus, în jos. Așa cum este. Nu înțeleg ce nu vede. Eu de pe telefon o văd. Ciudat. La mine pe computer nu se vede. Victor zice că o vede. O văd. Asta e, lasă-o citească, dar îl credem pe cuvânt. Oricum ea este, link-ul este publicat pe grup, nu și pe pagină și e disponibil. Publicat. Dacă o să vrea cineva, îl credem doar pe Ion pe cuvânt. Lasă-și pornească. Bine, haideți să trecem pe... Da. Probabil la tine din cauza că tu transmiți. Nu cred. Nu, doar te-am văzut mai devreme. Lasă, poate în înregistrare este, că doar tu înregistrezi asta, nu? Poate în înregistrare este și ai să o pui după aceea în grupă înregistrare. Nu, e că ea, bă, Ion o lucrează și merge. Ei, mi-ai spus că se lucrează, dar la mine nu se vede. Hai, lasă să vorbească, lasă să comenteze, o credem pe cuvânt. Deci, iată, este din mai multe părți formate. Am făcut analiza SWOT, poate e brută, Nicolae Lodin la... că e cam așa, e generalist, nu a apoperă chiar și momentele cele mai, care țină nume de spaniel, acolo în analiza SWOT, ca să trecem, așa chestii de ordin general, în analiza SWOT noi am, da, într-adevăr, sunt niște momente care țin de secete, țin de migrație și așa mai departe, deci momentele astea sunt cam pentru toate satele, acolo au fost câteva sugestii referitoare la faptul așezare geografică, căi locale de acces avem cel puțin bune deja, adică chestia asta ar trebui inclusă aici la punctar. Punem și altă momentul ăsta de parte de atât de Bels cât și Neu, deci satul de parte de toate centrele urbane mari în Moldova asta, nu știm unde spunem, la punctul tari, la punctul slagă, la oportunități sau, probabil e o oportunitate, pentru că nu e punct slab din alt punct de vedere, pentru că
accesul la piață e mai greu, mai complicat. Însă, pe de altă parte, este într-o zonă unde poate fi dezvoltat și în turismul rural sau pentru că e de parte de centrele urbane. Deci chestia este tot trebuie. Cum transformăm oportunitățile în riscuri, cum transformăm punctele slabe în oportunități. Ion, da. Decât îți folosești limbaj din ăsta profesionist cu SWOT și cu puncte slabe și vorbești păsărește, poate zici pe scurt o sinteză. Strategia asta vrea să arăte satul peste 10 sau 20 de ani, nu? Asta o să ajungem la viziune. Dar să spunem așa. Ca să înțeleagă oamenii la ce asistăm, adică ce înseamnă strategia asta. Vrem să vedem ce o să facă primăria și societatea civilă și oamenii din sat ca satul să se schimbe în următorii 10 sau 20 de ani în felul următor. Ce? Să-l transformăm în orășel sau să-l transformăm în ruină? Sau să-l facem comună și să înghețăm și Bălășește și Sloveanca? Care-i planul? Municipiu. Să facem drum până la Brânzeni. Cum suntem, Oleg, la nivelul analizei SWOT, da? Deci cum stă analiza asta? Noi ne uităm dintr-o parte asupra situației în care se află, spunem, comună pe bine. Sunt momente de ordine obiectiv, adică sunt momente, iar vorbesc păsărești, cum zici tu. Sunt chestii că ne-au pus unde ne-au pus Dumnezeu, mă scuzați, Oleg. Da, mă scuzați chiar că unde ne-au pus Dumnezeu, strămoșii noștri s-au oprit aici. Geografic și ieșând din situația în care se află acum satul Pepin, ce avem bun, ce avem rău, posibilități avem de dezvoltare și așa mai departe. Cam asta ar fi chestia cu analiza SWOT, dacă vorbim la general. Deci, dat fiind faptul că suntem unde suntem așezați, dat fiind faptul că avem atâția oameni, dat fiind faptul că lumea pleacă din sat, populația îmbătrânește într-o oricare cultură. Toate momentele astea, când faci o analiză sau vrei să dezvolți pe un termen lung, trebuie să ții cont de dânsele, pentru că la urmă să știi unde să ajungi. Fără ca să ții cont de momentele astea, nu o să faci un plan strategic, o strategie bine pusă la punct. Da, ca să nu-ți faci iluzii că o să ajungi la Las Vegas când n-ai cum. Pentru asta trebuie analiza SWOT. Noi, într-un fel, trebuie să fim așa vizionare, ca să vedem ce o să fie, ținând cont de ce avem acum, ce putem face ca să avem peste 10 ani. Strategia, cum ți-am spus, nu e pe 10, dar e pe 5 ani, cum am pus noi aici, am făcut așa, într-un cadru mediu. Deci toate momentele le găsiți aici, cine să vreți le citească, eu n-am să intru, pentru că e mult de discutat la subiect. Sunt momentele astea care... Și atât ce spuneam noi, este un capitol care se numește viziune de dezvoltare. Păi aici viziunea se pune pe termen scurt. Sunt cum am vrea noi să fie satul sau comună să fie peste 5 ani. Deci cum vrem să vedem comună pe pene în anul 2025. Asta se numește viziunea de dezvoltare. Într-o frază, în compact noi spunem pe scurt. Și noi am format cam în felul următor. Putem să lucrăm la redactare, să o redactăm pe urmă. Comuna Pepene în anul 2025, o localitate prosperă și confortabilă pentru locuit și atractivă pentru sine. O economie diversificată, de o valoare adăugată înaltă și locuri de muncă bine plătite. O infrastructură bine dezvoltată, servicii publice de calitate, un sistem social adaptat la nevoile populației, o societate civilă responsabilă și activă, cu o autoritate publică locală transparentă și eficientă, care lucrează cu cetățenii și pentru cetățenii. Cam asta ar fi viziunea. Da, mă înțeleg, tot să fie muș iarăși ironic, Oleg, dar trebuie să sperăm, să tindem spre ceva așa mai bun. Bine. Și cam aici am introdus, am cumulat toate, mai multe momente, sper eu, care să arăt cum am vrea să arăt comună noastră peste 5 ani, în 2025. Ce avem tot aici, la mine, că țin de misiune. Chestii importante, dar hai să trecem peste ele, pentru că cel mai important, desigur, e planul strategic propriu zis. Noi am formulat aici, am vorbit cu domnul primar, am formulat 5 obiective strategice, da? Deci 5 direcții majore de dezvoltare care trebuie să includem în planul de acțiune. Este vorba de dezvoltare economică locală,
este vorba despre dezvoltarea și extinderea infrastructurii locale, este vorba despre asigurarea condițiilor decente de antrenament pentru populație, dezvoltarea culturii și a sportului. Asta e cu bătaie mai mult spre tineret, adică agrementul, pentru tineretul vrea mai mult agrement, mai multe condiții, să fie ca la oraș și mai departe. Noi la început chiar așa și-am numit-o cu domnul primar, tineret, cultură, sport, cam ceva de genul ăsta, dar am zis că să nu ne orientăm doar spre tineret, facem o formulare așa mai generală, care cuprinde și celelalte categorii de populație. Și asigurarea unui mediu ambient curat, asta pe partea de protecție în mediul. Și obiectivul 5, consolidarea capacității administrației publice locale și asigurarea protecției sociale. Deci astea sunt 5 obiective strategice, direcții de dezvoltare mari, care includ întrânsele, care conțin fiecare din ele și câteva obiective specifice fiecare din ele. Deci, cum zicem, să citim totul de la o lată. Da, citim. Deci, vorbim despre obiectivul strategic numărul 1, dezvoltarea economică locală. Prima acțiune este, am propus crearea asociației agenților economici din localitate. Cred că ar fi așa o chestie bună, pentru că oamenii de afaceri au o viziune a lor asupra realității și sunt o categorie importantă în comunitate și ei ar putea să vină cu propunere, deci să se unească, măcar să aibă câte o ședință două pe an, pentru că se poate să aibă o viziune comună. Deci nu fie doar concurenți pe unele segmente, dar și să înțeleagă că au și obiectivi comuni. Pentru că în interesul tuturor este dezvoltarea localității, chiar și al oamenilor de afaceri. Pentru că dacă o să fie dezvoltată localitatea, oamenii să aibă bani, o să fie dezvoltată, o să meargă și business-urile. Cam asta ar fi ideea. Deci ar fi bine ca sugerăm o astfel de crearea unei astfel de asociații. Deci voi vedeți aici, vorbisem cu domnul primar Mânete, sunt câteva momente pe care nu le-am inclus, pentru că, nu știu, este vorba despre costuri, despre responsabili. În un moment chiar și la parteneri, surse de finanțare, totul nu este completat. Chestia asta trebuie să o completăm ulterior. Ele trebuie, dacă există proiecte sau plan foarte clar, știi exact ce urmează a fi făcut, punem exact cât trebuie. Dacă nu, facem cel puțin estimativ. Și când o să ajungem la momentul că dezvoltăm un punct oarecare, o să adăugăm și costurile, și responsabile, și mai departe. Deci, exact. O să le facem exact. Acum ar fi bine să fie cel puțin așa orientativ, cât o să coste un proiect oarecare și cât care ar putea fi responsabil. Deci eu cred că noi săptămâna asta ar trebui să momentele astea să le acoperim. Deci să scrim și despre ele. Deci punctul 1.1.2. Construcția și menajarea unei piețe agricole. Noi tot vorbim de mult pe piața agricolă. Piața agricolă e importantă ca să rămână pe peniu o comunitate. Deci o localitate care într-un fel e un mini-centru, spunem așa, pentru localitățile din preajmă, din zonă, trebuie să aibă și servicii de calitate, chiar și de comerț de calitate, ar fi o piață calitativă, bine amenajată și așa mai departe. Adică cu căi de acces, cu bine pavate, cu tarabe, cu condiții sanitare bune, cam asta este ideea cu piața. Noi vorbisem și cu domnul primar și cu mai mulți consilieri și sunt de acord că ar fi bine de făcut o piață așa modernă. Deja depinde și de posibilități, însă asta ar fi bine să fie introdus în obiect, în strategie. Punctul 1.3. Identificarea atracțiilor investiționale și elaborarea unui investițional al comunei. Asta, de fapt, ar fi o primă misiune pe care putem să le încercăm să facem, să identificăm atracțiile investiționale. De asta și spornește. Dacă se atrage un investitor, trebuie să știi ce se atrage. Da. Doamna Irina, pot să vă întreb aici un punct în organele abilitate cu care se conlucrează și aici ține de piață. Adică lucrarea cu poliția, cu ANSA,
ce își ține de comercializare? Asta, acum întreb despre funcționalitate. Modalitatea de funcționare. Noi ce o facem? De conlucrare cu organele. Da, parteneri, surse sau ce o să fie? O lucrare, adică nu că sunt parteneri surse, că știm că la piață sunt diferite momente și diferite chestii. Adică când, înainte de a o amenajăm, nu e problemă, se amenajează, se pavează. Ceea ce ține de o lucrare, adică orice comercializare trebuie să fie notificate. Primăria trebuie să elibereze notificări de inițierea activității de comerț. Dacă nu mă greșesc, legea 231. Primăria are programul unic care este instituit conform hotărârii de guvern 1236. Care trebuie tot... Să aplică legea în orice caz. Adică legea nu e numai pentru piața locală din Comuna Pepin, dar pentru, e o lege universală în Republică, hai să zicem așa, care se aplică la toate pietrele. Dacă noi în localitate introducem anumite norme sau restricții sau nu știu ce, atunci da, trebuie să fim aprobate prin consiliul local, da? În linii generale, pentru piață, adică ieși lege, să aplic peste tot. Da, am înțeles. Orice întreprindere activează conform certificatul de cod de conformitate, care îl dă camera registrării de stat la Bălți. Păi da. Așa, acolo vin toate punctele stipulate, cum lucrează și când, de la șoară, cum, în și zi și toate celelalte. Așa că n-are rost. Da, când te duci și programezi afacere, deja acolo te lămuresc cum trebuie să lucrezi cu dânsa. No, Victor, noi ne batem la tine. Mai s-a sudat întrebarea, dar nu numai agenți economici, la piață poți să vii și persoanele fizice, au tot. Da, adică nu e neapărat, trebuie să fie agente cu... Eu am înțeles ca piața, ca întreprindere, la asta m-a referit. La fiecare individual în parte vine un om cu niște ou normal, că trebuie să plătească taraba și să vândă producția, înțelegi? Asta nu-i... Da, dar producția trebuie să fie de calitate și trebuie controlată, nu? Da, cum era înainte, noi în piață Pipin tot era medic legist acolo, dacă nu mă greșesc, era domnul Manailă, stătea în tătă duminică acolo, nu știu pentru ce, dar stăteau oamenii. Știi, și mai era un om la Prieplița, tot un medic veterinar și ceva. Da, este procedură, desigur. Trebuie să fac analiză, dar asta iar vă spun, asta merge în contextul, când deschizi o afacere, acolo, în și domeniu, acolo statul îți dă toate obligațiile care trebuie să le faci. Adică nici nu... Acolo trebuie să ai tot în... Corect, dar în strategie, orice strategie, este punctul. Conlucrarea cu organele abilitate. Cu care organe noi conlucrăm? Adică în strategie este pus, este stipulat punctul ăsta. Cu care organe primăria conlucrează? Deci, stimați colegi, dați-mi voi eu să vă spun că avem încă mult înainte de mers. Noi puțin ne-am abătut de la regulamentul audierii publice, deoarece audierii publice în final veniți cu propuneri. Deci aici nu e dezbatere, pentru că dacă să facem dezbatere, noi nu terminăm nici până la noapte toate momentele astea. Ceea ce ai spus tu, Irina, cred că ar fi bine de introdus la activitatea APL sau în serviciile APL, conlucrarea, asigurarea activității, asigurarea legalității și așa mai departe. În momentul ăsta noi suntem la business, la cum să dezvoltăm business-ul. Haideți eu o strec. Și la urmă, voi notați-vă și o să veniți cu propuneri sau chiar propuneri în scris, puteți să le adăugați sub link-ul care este pe grupurile noastre, pe grupul Comunii Pepin și pe Frătești, deci sub aceste postări, puteți să veniți cu propuneri ca să le adăugăm, la care compartimente adăugăm. Haideți să mergem așa mai într-un ritm mai bun, pentru ca să nu pierdem timp și cineva poate să... Chiar cei că țintem, poate cineva să se retragă, deci pentru că... Sunteți de acord? Da, mergem înainte. Deci, am vorbit despre piață, am trecut acum la un ghid, la necesitatea creierii unui ghid care să include atracțiile investiționale și, în special, ce are satul ca să propună pentru investiții. Pentru că dacă vrei să vină cineva să vâre bani în localitate, trebuie să știi ce are satul. Are pământ, are pământ bun, are care poate fi la dispoziție, are oameni muncitori calificați în domeniul care se ocupă. Dacă nu, oamenii ăștia pot să
poți fi repede instruit, să apți de fi instruit și mai departe. Deci, momentele astea ar fi bine să fie pus ca să stai la baza unei, zicem, strategii separate pe domeniul economic. Ce avem noi ca să putem dezvolta mai departe în continuare. Deci, altă practic punct, nimic. Practic nimic avem, domnul Chișche. Asta tot trebuie de introdus în strategie, fiindcă elemente simple, ca măcar cum ar și materia primă, gazul la noi nu avem infrastructură, nu avem canalizații, nu avem nimic bun pentru a prezenta cuiva ca zis să aducă bani în sat. Da, realitate... asta, te rog eu să nu uiți momentul ăsta să le pun și să le adăugăm la analiza SWOT. Dar ce înseamnă practic nimic? Că oricum trebuie calitate, să facem ceva. Eu aș introduce în strategie, dacă ar fi posibil, aducerea gazului sub pipeni. Asta ar fi probabil una din cele mai bune lucruri care ar trebui să fie. Scrie. Victor, hai să scrie acolo la propunere. Eu te rog, hai că ne oprim pur și simplu. Eu sunt de acord cu tine 100%, dar pur și simplu suntem la audieri, nu la dezbatere. Tu o să scrii sau o să faci propunere la urmă și... Sau cel puțin să trec, hai eu trec, atunci un compartiment, da? Deci am un business. Și faci și-ți propuneri după asta următorul, ca să nu se piardă idee. Bine? Ca să mergem așa, o leacă mai organizat. Sfințarea unui plan de acțiuni privind dezvoltarea turismului local, asta așa e o idee, tot e generală, la nivel incipient. Eu sper că o să găsească entuziași sau doritori să margă în direcția asta. Cred că există un potențial turistic la noi, dar el trebuie dezvoltat. Deschiderea unui incubator de afaceri pentru dezvoltarea de afaceri mici, de producere și servicii. Asta tot ar fi posibilitatea dacă îți găsim bani pentru a face proiectul ăsta la reabilita școala cea veche și acolo deschis un incubator de afaceri, unul la prețuri mici, modice într-un fel, de dat voi oamenilor să deschide afaceri, business legal care se poate să... ei și subvenții, deci deschis mai multe afaceri legale care chiar să presteze unele servicii, să fie servicii de care au nevoie, o frizerie, o chestie, reparația calculatoarelor, instalarea internetului, chestii de genul ăsta care cred că s-ar găsi piață în sat. Și în momentul ăsta cred că un incubator ar fi bine, cum este la Sângerie, de exemplu, cred că și la Pepen este loc, dar pentru asta trebuie bani, iarăși din proiecte externe. Deci, obiectivul specific numărul 2, deci dezvoltarea culturii antreprenoriale, rândul tinerilor și acelor întoși la muncă de psihotare. Ideea e că sunt multe proiecte, însă oamenii noștri nu le cunosc și ar fi bine de organizat o dată, de două ori pe an, unele ședințe cu oameni pentru că ai interesa, le spune ce este pentru aș tinerilor și celor plecați psihotare care vor să întoarcă. Să fac un bine. Să le spun, iată, există atâtea posibilități. Dacă vreți, încercați să faceți, să vă porniți, să faceți o afacere acasă. O observație aici. Da. Pentru că ai zis de tineri și cei care suntem să se apropie de sat, mi se pare greșită optica lui Victor, care de departe crede că o lăsat acasă o bortă, o râpă. Nu e adevărat. Ați pomenit de infrastructură. Satul are infrastructură încă din timpul sovietic. Are casă de cultură, are primărie, are școală, are o grămadă de locuri unde se pot organiza seminarii, întruniri, meeting-uri, școli, seminarii și tot așa. Are drumuri, are casă, are forță de muncă, are oameni o grămadă. Deci ai de la ce să pornești. Nu mai spun câte pământuri mănoasă are. Are surse de apă, chiar dacă e poluată. Deci sunt o grămadă de date. El spune că nu-i nimic, nu avem nimic. Infrastructură nu avem. Dacă nu avem gază, nu avem nimic. Tu te băi de aici, avem și asfalt în centrul satului. Oleg, hai să nu transformăm în dezbatere chestia asta. Oleg, îți doresc piesă de afaceri pe piept. Numai asta îți doresc. Da, mă înțelesc. Lă frate, tu urmează. El e cu business. Nu, el e primar, el gata, nu-i businessman. Da, este chip. Hai, oameni buni, de să mergem mai departe. Încurajarea și susținerea tinerilor. Deci astea sunt momente care țin de primărie și eu cred că primăria face astfel de ședințe, mai anunță, mai informează. Probabil ar trebui să fie să ajungă la mai multă lume, poate de făcut cu concursul mai mult ori. Poate și noi putem să ne implicăm în societate. Aici pot numai o remarcă, pot să zic, mulțumesc domnului Brega de
de comentarii. Oleg, pot să spun așa, din 7 tineri care au avut afacere, în ultimii 4 ani au plecat tăți, așa că uităm și mai avem și eu spun ce este real. Da? Dar acela care crește copaci exotici, cervoniac, unde a plecat? Nu, el nici nu are afacere în sat, el încă este, de doamne să meargă afacerea. Pentru că nu depinde mult de noi, mai mult depinde de guvernare. Dar n-ați ne abătem la tema asta. Eu am vrut să spun doar aici, domnul Ion, ea ca da, cel care are service lângă stadion, da, cel care crește trandașiri pe malul Iazului. Și chiar nimeni nu reușește nimic, da, cel care extrage năsâp din năspării. Nu, unul reușește. Dacă, eu aici, nu de asta am vorbit, eu am vrut să spun de altceva. Adică noi aici când am vorbit ce, cum îi convingem noi, apoi că deja a trebuit poate ce oferim noi, da, primăria ce oferă pentru antreprenori, măresc autohtoni, deci din sat, care tineri, care ce le oferă. De-aia exact că... la asta m-a referit și eu. Da. Adică eu pot să dau un exemplu, de pildă, dacă este un cumpătător de afaceri și se reușește, poate avem acolo niște încăperi, s-ar putea să le oferim. Cineva vrea să deschidă o afacere și poate să putem să-i oferim chiar teren pentru a deschide o afacere, înțelegeți? Pentru că aici s-a discutat mult, dar asta eu văd ca strategie, fiindcă ca să putem într-adevăr opri, dar nu să ne putem opri, dar să zicem așa, facilita tinerul, să le putem propune ceva ca administrație publică locală, eu văd asta ca o idee. Dacă nu, să zicem, pe mai mult timp sau hai zicem, pe o perioadă oarecare, da? Să oferim ceva celor care vreau să facă diferite activități. Asta eu văd ca un punct tare. Vorbim despre atelierul ăsta, da? Sau da, despre atelierul ăsta? Și despre orice, eu știu, chiar și teren, cum am vorbit. Dacă cineva vine și mă întrebește un teren pentru vreau să fac o afacere ca de ce? De ce nu să oferim terenul ăsta? Pentru că dacă n-a să facem treaba asta, nu știu dacă să reușim. Nu știu dacă să reușim să mergem înainte cu situația care este în țară. Deci, la general, eu de ce am introdus momentul ăsta în strategie care ține despre un ghid investițional sau de care sunt atracțiile? Pentru că, totuși, orice localitate sau orice administrație trebuie să tindă să creeze locuri de muncă și să aducă investiții. Și da, bineînțeles că noi nu avem multe, dar trebuie să, când, dacă vrei să chemi cineva, cu ce să-i chemi? Trebuie să scoți în evidență, nu și e rău, dar ce este, ce avem. Ceva este. Este unul pământul și este doi oameni, care, slavă Domnului, nu sunt chiar așa de împrășteți cum sunt în altă țară. Deci astea sunt momente și piața trebuie de axat. Restul la restul deja trebuie de lucrat. Trebuie să ne uităm din punctul de vedere așa mai obiectiv. Toate când sfot, eu sunt de acord cu Victor, trebuie de pus chestia asta, că nu avem gaz și mai departe, oameni știi, da? Zicem, dacă vine un investitor mare care să investească acolo o câteva milioane de euro, zic, de o fabrică de procesare, și el zice, păi avem oameni care repede putem să învățăm, nu? Deci, eu din punctul ăsta, de vedere, zic, la general, nu doar că sunt niște terenuri sau sunt, care sunt în subordinea primăriei sau, zicem, niște clădiri, majoritatea localităților, când îi întreb care sunt atracțiile voastre investiționare, zic, noi avem o clădire răschită, nu știu de cum, a fost pe fermă, nu știu, și aici putem să vină cineva să construiască ceva, da? Păi iată, chestia că am o investitorii vin și fac așa numite investiții greenfield, îi construiesc de la zero din panouri de astea sandwich și îi costă mult mai ieftin decât să facă într-o clădire veche, să facă o afacere sau ceva. Deci iată, ca să o amenajeze, pe aceea să o adapteze și așa mai departe, costă mult mai mult și niște stare. Deci, despre asta noi vorbim. Principalele momente sunt care sunt bogăția, cei mai mari. Peste pământul și oamenii, eu așa cred și cred că de aici se poate de început de lucrat. Dar pentru că a venit vorba despre terenul și primarul aici de față dispus să comenteze, vă rog să-mi explicați cum puteți să-i oferiți pământ unui investitor care vine acum la primărie și zice, iată, vreau să investesc, dacă e o procedură birocratică foarte complicată. Ce ați creat vreun cadru local prin decizia Consiliului Local că primului investitor îi se dă 10 ari
pe 10 ani, fără nicio impozit sau fără licitație, fără nimic. Nu, e o grămadă birocrație și omul o să-și mănânce sufletul până când o să ajungă să aibă terenul acela ca să înceapă a investi și noi facem plan cincinal. Dar lui 5 ani o să ia până să intre în posesie terenul acelui. Nu-i drept, Regă, și-ai dreptate, că noi în cadrul legal, de fapt, nu permite, dar să sperăm că ceva să schimbi, dar sperăm că ceva să treci la autonomie locală. Asta eu o văd, pentru că... Avem cazul Oleg Bostan, așa că avem cazul Oleg Bostan, farmacie veterinară. Unii uitați-vă câte bieță în roate au pus consilierii ca omul și-a lăsat bucățica și ei de pământ. Deși și mai vorbim. Dar și aceea era singura bucățică de pământ, ghereta aceea care stă și se răschește și el nu putea să-și facă... Ghereta aceea care se răschește, stă în mijlocul satului, omul strâns cote valori și ca să o iei, logic era, și mai ales dacă garanta o investiție în farmacie veterinară, care e foarte necesar la noi în sat, că mor animalele pe un cap la oameni și trebuie în sat numai decât, că numai de oameni, de oameni au grijă, de animale n-au nevoie. Eu țin minte că la ședința aceea s-a spus să nu se dea preferențial, dar să facă licitație. Și dacă câștiga și el ca și fata aceea lui Bolohan, câștiga la licitație și dădea 100 de mii pentru locul cel. Da, și-o câștigat fata aceea, ori băiatul cel al Bolohan, cu dat 100 de mii, o îngropat copilul cel ăla. Și folos cu dat 100 de mii. O rezolvat primărie pe pieni cu problemele cu 100 de mii. Dar e că o pus un copil jos. Nu, așa nu e vorba de asta. Dacă vrați să facilitați la oameni, într-adevăr, ca să facă investiții, așa nu se fac lucrurile. Cel puțin la noi n-ar trebui să facă, la noi, noi nu venim cu saci, cu bani din lumea capitalistă. La noi acolo foarte greu de făcut ceva. Trebuie de făcut facilități, dacă omul mai are căsuța și e acolo și poate lua pământul, lasă-l ei mai ieftin. Numai să fac farmacie și veterinară. Nu. Nu știu, unii fac business-uri înfloritoare acolo în sat și se extind pe toată râma, pe toată strada centrală. Cum unii reușesc? Cât de facilități le dai? Dar satul din ce să trăiască? Primărie din ce să se alimenteze dacă îi scutiți pe toți de impozite? Și până la urmă, cadrul legal e obligatoriu. Noi vorbim de afaceri începătoare. Dacă ar fi posibil, eu nu insist, probabil nu e și mai bună soluție. Dar eu spun pentru... Stimați prieteni, mă auziți? Da. Eu am abuzat de dreptul meu de moderator și am oprit pentru că asta nu sunt dezbateri publice, dar sau de ieri. Dați-mi voi să citim, pentru că așa noi o să continuăm două zile la rând și termin un weekend. Haideți eu citesc și vă deconectez și voi după asta o să vă expuneți punctul de vedere. Pentru că știu că sunt multe spirite aici, lume mult cunoaște, deci sunt oameni și asta iarăși o bogăție a satului cu oamenii. Sunt cu idei multe și oameni inteligenți, deci e o chestie foarte bună, dar haideți să mergem mai elaborat, mai bine. Nu vă supărați, dar să mergem. De acord, Ion, foarte, foarte corect spus, hai da. Deci, promovarea produselor locale și încurajarea competitivității economice, noi la punctul 2, este 1.2.2, am vorbit despre momente care pot fi organizate, niște ședințe, niște chestii ca să încurajăm lumea. Deci, în măsura în care avem posibilitate, dacă să avem posibilitate, trebuie să ne gândim, trebuie să găgutăm soluții și atunci probabil o să reușim. Câte unul, câte două, o să reușite de a trage reușite. La un punct, obiectivul strategic 1.3 este vorba despre promovarea produselor locale și încurajarea competitivității economice. Nu știu, este un obiect tot așa cam generalist, dar organizarea expozițiilor și târgurilor de susținere și promovarea producătorilor locali, l-am pus în general, eu nu știu dacă la noi sunt producători locali care să-și... Dar ar fi bine să fie, dacă este, ar fi frumos. Organizarea și desfășurarea concursurilor cu participarea producătorilor autohtoni, cel mai bun producător sau produsul anului din comună, tot ar fi niște momente. Astea nu sunt atât de complicate, de făcut ele chiar în cadrul unor zilor satului, se poate de făcut așa niște standuri de spus, de pus momente. Astea, ele totuși scot în evidență niște realizări și ar fi o chestie așa simpatică. Organizarea în cadrul festivalului Ziua Satului, evenimentelor de masterclass pe domenii, unități de alimentare public sau de artizanat. Dacă există la noi oameni care fac produc chestii de artizanat care ar putea fi într-un moment dat, în contextul ceea ce spuneam eu despre dezvoltarea turismului în anterior, ca să există și o producție chestiilor de artizanat, ar fi fain și cineva să le scoate în evidență, că cineva face un cugor sau o ghie sau zice niște ucioare sau dacă mai bate cineva sepi face. Văzusem un comentariu de la Victor despre sepi, cine face sepi acum în modul
participarea la târguri naționale, regionale și internaționale. Eu cred că participă, unii sunt invitați pe PN, cred că asta nu e o problemă, doar de să ai cu și participa. Asta se poate pus în obiectiv, de încercat, ca măsura posibilităților de participa. Iată și am terminat cu obiectivul strategic numărul 2. Acum probabil dați... Puteți vorbi, cred că. Cine? Haideți. Ce propuneri, orice putem mai adăuga, eu știu, dacă avem amuia idei. Dar, într-adevăr, fără dezbatere, pentru că este noi la nesfârșit, dacă în jos dezbatem ceva, haideți numai să propunem niște idei sau dăm niște exemple. Nu, artizanat la noi în sat este. Femeile și al puțin mai pot pune războaiele să mai țes ceva, să mai fac ceva. Cât de cât, asta încă mai este. Până când? Nu știu dacă mai faci cineva butoaie în ziua de azi la noi. Cândva erau și meșteri de șăgen, nu știu. Am un înțeles că în lemn nici nu fereastră n-am unii faci. Nici o reparam pe pieni. Practic așa e. Practic nici mai nici n-are ce repara. Dacă nu știe repara un butoi, și înseamnă că nu are ce să-l repara. Asta este. Adică meșteri populari... Au fost la noi, și ne au mai fost Moș Micandru, mai bătie sepi cândva. Și după dânsul... El nu numai asta, adică făcea mai multe lucruri, adică Ferar cum era pe timpuri. Da, da. Nu e specialitatea la noi, de mult. Băi, specialiști, așa, să zicem, în artezanat ăsta, nu avem. Da, sunt oameni care lucrează ceva în lemn, sunt, dar să zicem că specializați doar numai într-un domeniu, nu. Adică la linii generale, da? În orice caz eu nu cunosc. Mai este Badea Petre Ciobanu care mai face ceva ciopituri în lemn. Mai este un tânăr de 35 de ani care tot face niște lucrări, am auzit, în lemn așa, dar mai mult, știți, pentru casă. Se adresează omul, el i-a făcut, i-a reparat sau ce este acolo. Ce mai putem adăuga aici? Sau ce idei mai aveți? Deci dacă puteți să adăugați acum, dacă nu, chiar știi care ne ascult sau poate să urmărească de pe Facebook discuția noastră, poți să adaugi propuneri la capitolul ăsta. Noi o să le sintetizăm și o să le introducem aici, la obiectivul strategic dezvoltare economică. Uh-huh. Deci s-a alăturat și Nicolae. Nicolae, ești? Da, eu vă aud. Nu știu dacă mă auziți voi. Da, te auzăm. Bună ziua. Bună ziua. Strategia o aveți pe șarță? Da, văd. Deci mergem mai departe. Asta e planul strategic. Sau cum o zis Nicolae, un plan cantitativ, da? Niște obiective acolo. Măsura în care putem și noi, Nicolae. Nu suntem noi mari experți, dar e important să vadă ce tindem undeva. Asta e planul original. Adică dacă... Nu știu când e... Acum ai intrat, da? Da, eu acum am conectat. Dacă eu știu, la obiective, poți să ne mai adaugi ceva? Adică asta domnul Ion a dat citire la ce obiective strategice ne-am propus. Dacă tu ai ceva să adaugi... Analiza SWOT, deja ați analizat-o, da? Noi ne-am uitat așa, fugitiv asupra ei, dar am ținut am amintit despre nu, obiecții, dar părerea ta referitor la dânsă, tu da recomandările tale și chestii definitive o să o facem. Dar chiar când o să mergem, eu te-aș ruga să poți să mă adresez ca să o facem împreună, adică și puțin tu să zici unde ar fi bine de scos timpul. Băieții, eu spus, iată, Victorul Băruit, spune niște puncte care ar fi la punct slabe. Deci care sunt puncte tari, puncte slabe. Cred că se mai poate de adăugat, anume ca să fie putentă, locală, să fie clar, să nu fie ceva generalist.
Eu sunt de acord 100% cu tine și Nicolae și dacă... Din ceea ce am observat eu până acum, pentru că eu am mai făcut strategii pentru ONG-uri și mai puțin pentru localități, dar practic tehnica rămâne aceeași. Trebuie foarte atent să analizăm oportunitățile, pentru că strategia, dacă nu o să o bazăm pe oportunități care sunt, atunci riscăm doar să rămânem cu punctele slabe și punctele forte. Și oportunitățile trebuie să le vedem în felul următor. Poziționarea geografică, ce ne oferă nouă, cum ne raportăm noi față de drumurile principale, adică dacă să atragem, mergem partea economică, ca să atragem un investitor în regiune ca să investească, câte locuri de muncă putem să oferim noi, adică ce, cum putem să atragem ca el să vină. Aici de capitalul uman. Da, doi, sau poate de analizat în prejurul nostru ce este, Sângerei, Prepelița, alte localități, la Bălți, am văzut că iarăși s-a deschis ceva o rută permanentă ca oamenii să plece să lucreze încolo. Poate într-adevăr nici nu este sens de a dezvolta sau de a căuta să dezvoltăm atât de multe locuri de muncă în localitate, pentru că nu prea este posibil și mai mult ne concentrăm ca să asigurăm condițiile ca oamenii care lucrează la Sângerei sau la Bălți să aibă condițiile astea mai bune de transport, să negociem acolo poate ca să fie, nu știu, reprezentați corect. În general, trebuie să vedem ce oportunități sunt la noi. Obiective turistice sunt ceva, de exemplu, acum sunt multe granturi care oferă bani pentru dezvoltarea turismului rural. Ce putem să atragem, ce putem să arătăm noi la turiști, de exemplu, să vină în regiunea noastră? Ce este? Referitorul turism, Nicolae, mă scuze. Referitor la turism, am vorbit cu colegii și am zis că nu prea avem așa atracții turistice deosebite, dar am putea să transformăm în atracții turistice chiar niște evenimente care deja prind contur, cum ar fi Festivalul Nicolae. Deci tot ar fi o atracție turistică pe termen lung. Exact, exact. Sau, sunt mai multe momente. Zicem faptul că pe Peniu sau zona noastră e la 50 km de Bălți și 100 km de Chișinău, într-un fel, cam așa o fundătură, însă asta ar putea fi o atracție pentru agroturism sau pentru turismul rural, adică suntem departați de centre urbane, veniți aici unii mai puțină poluare și mai departe. Deci, toate momente, da, eu sunt de acord. Da, dacă eu tot nu prea văd potențial mare turistic, pentru că mă refer la turismul rural și agroturismul, pentru că noi nu suntem nici o zonă, nici un traseu turistic nu trece pe lângă noi. Este traseu turistic Chișinău-Soroca, care la fel nu e foarte interesant, pentru că de la Chișinău până la Soroca nu ai unde te opri, nu ai ce vedea acolo. Și de asta statul nici nu prea investește. Iată, acum se face și strategia națională de turism și se concentrează partea de centru a Moldovei, pentru că este Orheiul Vechi, pentru că Scodre, pentru că sunt mănăstirele, și partea de sud este interesantă, pentru că acolo sunt vinăriile și sunt toate zonele astea unde poți să te duci, adică nu doar la o destinație. Acum, noi nu putem să ne bazăm pe faptul că putem să atragem de la Chișinău turiști să vină la Pepeni, pentru că nu prea sunt în regiune alte puncte și nici noi nu avem ceva destul de puternic care să-i atragă să vină acolo pentru turism. De asta eu cred că cultural, într-adevăr, festivalul Nicolae Glib trebuie să fie cum au alții Bortaneadă, cum au alți festivaluri, trebuie de investit anume în evenimentul ăsta, pentru că aici noi avem punct foarte. Este imaginea Nicolae Glib, este deja experiența de organizat până acum și trebuie de gândit cum de dezvoltat mai mult asta. Ca să vină mai mulți oameni, ca să fie mai mulți meșteșugari care pot să vândă ceva acolo, persoane care, nu știu, vând ceva pe loc acolo, magazinele sau poate locații care atunci când vin turiștii să-i primească, să aibă unde să mănânce, să aibă unde poate să stea, nu știu, cineva pe noapte, dacă este posibilitate ca să cazeze cineva la dânsul acasă. În general, de concentrat în jurul asta. Asta ce ține partea culturală. Și partea economică, mie mi-ar fi interesant, eu am văzut într-un proiect acum care sau descriere a localității, că sunt câte, vreo 30 de agenții economice în sat, da? Da. Și de văzut, de exemplu, ei au plan să se extindă. Ce interes sau ce probleme ar avea ei? Poate primăria cumva să-i ajute pe ai noștri locali ca ei să se extindă? Cum putem să facem asta? Pentru că, până la urmă, cel mai mare agent economic îi Accesal Group, care angajează și cei mulți, un număr cel mai mare de oameni, dar noi de văzut ce strategie luăm în cazul ăsta. Încurajăm fermieri mai mici care să
planteze, poate plantați multe anuale, sau încurajăm, nu știu, ca să consolidăm terenul și măcar agentul ăsta economic să dezvolte mai bine și să utilizăm la maxim terenul. Dacă vorbim despre atracție, asta e și problema, dacă vorbim despre dezvoltarea agriculturii. E un sat mare ca și Căpenul, o comunitate atât de mare, ea nu poate să se dezvolte pe baza agriculturii extensive, da? Care merge pe culturi de câmp, de astea care necesită un număr foarte redus de oameni și care nu asigură o valoare adăugată înaltă. Deci e normal, dacă vrei să dezvolți agricultura și să implici aici cât mai mult în lume ca să nu pleci peste hotare, trebuie să mergi spre agricultura de valoare adăugată înaltă, spre livezi, spre pomușoare, spre sectorul zootehnic, spre momente de genul ăsta. Deci este în evident o problemă. Avem și o avem de mult și probabil o să existe și mai departe, pentru că există un fel de monopol asupra resurselor funiciare sau din care poți să faci business agricol și că lumea și-a așa accesat al grup. Pentru că nu mai e un difunțor, dar mai sunt vreo trei fermieri așa prin diferite diverse concret și atât. Și asta e o problemă foarte mare, pentru că noi, practic, din cauza monopolului ăsta nu poate fi dezvoltat de agricultura ca să se implice cât mai mult. Foarte corect, Ion. Satul în general, din cauza la gospodăria asta, colhozul ăsta, nu s-a dezvoltat 20 de ani. Asta e foarte grav, gospodăria asta care este. Dacă ai fost, știi cum îi costește, da? Ai văzut acolo ce fac oamenii. Știu. Asta e foarte grav și asta e strașnic. Așa gen de asociație trebuie lichidate. Unii persoanele sunt plătite, prost plătite, complet. Unii paznici pe deal prinesc 450 de lei lunar, 30 de suci pe lună. Stai să lucrezi. Asta nici vorbă nu poate fi. Asta e drama la Băcățicașei de pământ. Toate gospodăriile astea, iurea, care trebuie lichidate de mult. Problema nu cred că e existența ei. Problema e, cum spuneți, problema e poate în salariile mici, poate că oamenii se exploatați. Deci nu fără capăt care pot să vă spun, înși să avantajează. În toată lumea civilizată, agricultura aduce pierderi. E subvenționată de stat. Și asta, uitați-vă banal, Republica Moldova, agricultura asta, cum spuneți voi, de valoare adăugată mică, e interesant, îmbogățește o categorie de oameni. Nu vă dă în cap că pe alta o să sărăcești complet. Aici este tot problema. E nu poate să dă beneficii, e trebuie subvenționată. De ce la noi dă beneficii cuiva? Pentru că... Intrăm într-o problemă complexă, nu sunt de acord nici pe jumătate cu ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că dacă noi am lichidat și ceea ce este acum, noi lichidăm producții, noi lichidăm profitul pe companiei care le mai fac. Bine, mai bine, bine, nici nu ai bază legală să lichidezi ceva existent. Asta e bolșevism. Cum să lichidezi? Naționalizăm tot, ce facem? Zastrelit, da? În centrul Moldovei au fost lichidate toate. Cine? Cum le-a lichidat? Au murit de la sine, nu le-a lichidat nici statul, nici primărie, nici societatea civilă. Nu, domnul Brega, le-a lichidat pentru că obligatoriu a împins pământul la oameni și a lichidat. Și nici acolo dezvoltare nu a fost. Dar vreau să vă spun că gospodăriile astea mari, părerea mea, ele s-o daună foarte mare la sate. Asta și-o duci la perirea satului, pentru că nu poți să te angajezi în gospodărie, tractorii cu 3.000 de lei, nu poți trăi. Și tu și familia, asta e degeaba grăiți, pentru că speculează că ei fac producție, da, și adică țara are pâine și nu și mai este acolo. Asta e cea mai mare minciună, care ea că au și dus la tot dezastru economic la noi. Toată oligarhia asta din sectorul agrar. Alții zic că au distrus satul și care au plecat peste hotare. Da. Bine, prieteni, hai să mergem mai departe, pentru că avem mult timp de vorbit, pentru că 4 puncte avem. Hai, dacă o să existe chestii, eu sper că voi o să puteți să comentați de sub la postarea de pe grupul Frătești și de pe grupul Comunii Căpeni. O să puteți să adăugați niște care să le adăugăm, să îmbogățăm oamenii. Doar un moment și ne oprim aici. Iată domnul Rotaru, domnul Victor Rotaru, dumneavoastră, dacă ați vrea să investiți în agricultură, în Căpeni, ce vă încurcă, de exemplu? Iată, să luăm așa, sunteți un antreprenor care vreți să veniți în... Da, îi explic ce înseamnă... Ce probleme ar fi? Nu, problema e că discuția asta e întreagă, știi? Nu, foarte mult avem discutat așa, din ce cauză. Pentru că, în primul rând, trebuie să aduni pământul de la oameni. Ăștia să renunță să mai dea în arendă la trache, zice ideea lui Victor Rotaru. Stai puțin, Ioane, depinde la și.
Dacă îi vrea să-ți plantezi o vie, nu-ți dă nimeni subvenții dacă pământul nu e tău. Tu sub pământ arendat nu poți lua subvenții. Sunt o grămăzine probleme care, deci și să vorbim. Eu de ce vă spun că dacă se desfășie colhozul, poate cineva mai cumpăra pământuri, poate mai intra pe mâna oamenilor cantități mai mari de pământ, mai era vorba. Dar ce să faci două-trei cote? Noi avem colhozuri. Acum dacă vă duceți să vă convingeți oamenii să vă dea dumneavoastră terenul, să vă-l vândă sau să vă dea în arendă, ce-i să prelucrați? Ei semnează contractul cu Accesal Grup, dar dacă dumneavoastră... Dar cum vezi tu asta? Accesal Grup care a început activitatea cu tractoarele oamenilor, cu depozitele oamenilor, cu pământul oamenilor și tu cu Nică, ori cu familia ta. Adică noi vorbim basmi, sunt povești, astea sunt lucruri care n-au absolut nimic cu realitatea, ca să mă înțelegi. E ușor a vorbi cuvântul investiții. E ușor a vorbi cuvântul investiții, dar e foarte greu de făcut. Fratele Alex, știi, noi am probat pe Nică asta. E foarte greu. Nu e așa ușoară cum se vede. Stimați colegi, eu vă spun că asta e un subiect de o dezbatere publică că o se întreabă. E un subiect foarte, foarte dureros și foarte complex, așa că haideți să mergem mai departe. Într-adevăr, ar fi bine să luăm un proiect, așa că mă spun, Nicolae, vreau să spun ție că poate noi să încercăm să accesăm Asociația Băștinașului, să facem un proiect de dezbateri publice. Și în cazul ăsta am putea face niște dezbateri publice și la subiectul ăsta. Dacă Oleg Brega e interesat să facă o dezbatere publică de teme religioase, adică religie, ateism, este, de ce nu? Asta putem. Dar partea asta chiar care ține de economie, de business, despre monopolul ăsta, ar fi o chestie foarte bună, ca lumea să înțeleagă niște momente și cred că lucrurile astea ar fi benefice pentru dezvoltarea, nu numai a PPN-ul, dar și a Bălășeștiului. Acolo toți creează câțiva monopoliști, așa ce știu, nu? Dar nu numiți monopoliști, că e greșit din toate punctele de vedere. Bine, hai că o să le revenim, mă discuți, o să spun că ei se apropie de ideea de monopol. Nu vorbesc monopolul clasic, este o chestie, totuși. Mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Deci obiectivul strategic numărul 2, dezvoltare și extinderea infrastructurii locale. Cred că asta o să fie cea mai dezbătută parte. Deci, la obiectivul specific 2.1, definitivarea pedructului și construcția sistemului de canalizare. Identificarea resurselor financiare și construcția pe etape sistemului de asigurare cu canalizare a localităților comune. Nu știu ce credeți voi despre resurselor financiare și construcția pe etape sistemului de asigurare. Asta probabil doar pe etape, poate fi construcție. Cum, Ioan, încă o dată? Am înțeles și întrebarea pusă? Uite cum sună punctul ăsta. Identificarea resurselor financiare și construcția pe etape sistemului de asigurare cu canalizare a localităților comune. Da, bine, nu, așa doar câteva cuvinte. Noi avem proiect. Prima etapă a fost implementată. A doilea, cu părere de rău, este stopată și până la ziua de azi. Vedeți și este în țară. Bun, la începutul anului și până acum nu s-a făcut nică. E clar că este necesitate. Asta e prima... Gunoiul și canalizarea sunt primele puncte foarte, dar de rezolvat în fiecare comună. Noi, la noi, început. Nu știu cum ar fi mai departe cu finanțarea. Adică noi avem contract cu Ministerul Mediului, dar să vedem dacă mai putem face ceva după data de 15. O să-l facem, nu o să cum o să marge, poate probleme, dar trebuie să rămâi pe primul loc. Adică el este. E clar că asta e una dintre prioritățile care sunt în PPN. Am avut norocul ăsta să tragem canalizare și pe urmă am asfaltat strada principală, adică cumva am avut norocul ăsta, dar prin sat ar fi titurată mai lungă ca să implementeze, dar drumurile trebuie făcute, că aici tot e o dilemă. Ca să facem drumuri, pe urmă când ne spunem canalizarea, să trebuiască drumurile cumva iar reparate. Dar asta este ceea ce avem. Adică nu trebuie drumuri la ziua de azi pentru orice, pentru ambulanță, în primul rând, pentru acces și așa mai departe. Și trăim în secolul 21. Dar cu canalizarea ar fi mai mulți ani de zile. Adică să avem o leagă de inconveniență aici, dar asta este ceea ce avem. Da, îți trebuie să găsi locare, de acord. Deci punctul 2, asta, 2.1.2, asigurarea
100% gospodăriilor cu apeduct. Eu îmi pun așa un obiectiv. 100%. Da, el la noi practic este atins, în afară de Romanovca, practic comuna Pepieni, în afară de Romanovca, este acoperită. Cu... aproape de a fi definitivată. Adică definitivată, da. Dacă, ca un obiectiv, s-ar putea să vedem ce și în Romanovca, dacă putem ajunge cu apă centralizată. Okay. Asigurarea suplimentății financiare a sistemului de canalizare și apeduct prin convingerea locuitorului satului să se conecteze și să achite aceste servicii. Deci, chestia cam, formularea cam lasă de dorit, o să vedeți mai simplu. Dar asta e cam o idee, dacă o să existe produsul, trebuie și ca el să fie întreținut la nivelul cuvenit, trebuie toată lumea să se conecteze și să plătească la timp, pentru că serviciul ăsta să fie calitativ. El trebuie și obligatoriu, pentru că așa e în toate țările civilizate, dacă este intrare, dacă eu ca exemplu dau acolo, unii deja vor fi date în exploatare rețele și vor funcționa, asta ar fi obligatoriu, este intrare, trebuie să iasă ieșire, adică trebuie să aibă neapărat, omul trebuie să aibă neapărat ieșire la canalizare. Și nu cred că ar fi o problemă, fiindcă la ziua de azi foarte multă lume practic au un depozit, da? unii vin apele plecale, da? Și asta este încărcat și dus în altă parte, nu știu, vă spun așa cum este, până când ducem la Portalecu, asta este soluția la ziua de azi. Costul unei, ca așa vă dau printre altele, un evacuar de 3 tone costă 300 de lei. Da? Și se vrebește sau una sau două pe lună. Și dacă punem în calcul și vedem ce ar fi mai bun, eu asigur că omul, dacă ar fi canalizarea alături, el se conecteze și uită de întrebarea asta. Și cât ar fi acolo de adică costurile la ziua de azi sunt mai mari decât ar fi să te conectezi la canalizare. Dar cine îndeplinește serviciul ăsta de curățare? Păi sunt oameni în sat cu tractorul care au astea, cisterna asta care e de evacuare. Deci nu e primărie, e privat, da? Nu, e privată. Noi evacuăm de la grădinița de copii. Tot până nu avem unii. Dacă reușim anul ăsta să spunem stația de epurare, păi rezolvăm o problemă mare, adică toate deșeurile astea vor fi duse la stația de epurare. Chiar dacă ea a funcționat, hai să zicem, parțial. Dar ce lumea ar să aibă pe acasă, ar să ducă la stația asta? În general, eu cred că punctul ăsta o să fie încă mult timp valabil. Corect, dar până avem un control, asta este. Nu trebuie să ne ascundem, asta e foarte greu de implementat proiectul ăsta, pentru că banii sunt foarte mulți, sunt foarte mulți bani pentru proiect. Și contribuția este foarte mare. Și aici am dat ca exemplu și o mai dau, adică dacă în România e un grid acolo comprimar, unii el tot într-un sat din comună trage canalizare și din fondurile europene și contribuția localității, contribuția primăriei era de 0,3% din costul proiectului, apoi uitați-vă că proiectul canalizare care are comuna Pepieni este de 15% din costul proiectului. Și nu mai vă mai dau exemplu ce buget are comuna respectivă și buget are comuna Pepieni. Domn primar, la gata o întrebare. Până o să fie rezolvat sistemul cu canalizare și ați spus că, iată, dacă agenții economici privați, că ați spus că 300 de lei pentru evacuare. Da. Nu te auzim, Nicolae. Ba da. Mă auziți sau nu? Da. Dar și le spun la telefon. Domn primar. Da, eu bine. Nicolae, vorbești că te auzi bine. Da. Deci am... 300 de lei mi se pare foarte mult pentru o evacuare. Primăria ar putea să fac ceva pentru asta. De exemplu, nu știu, să cumpere un tractor, ceva, să presteze servicii la un preț mai mic. Să fie menționat cumva, pentru că până o să fie rezolvat cu sistemul centralizat de canalizare, mie mi se pare că destul de mult costă și mi se pare problema asta este și în Bălășești. Sunt agenți economici care prestează asta, dar oamenii nu prea au nici 300 de lei dat pe lună sau două pe lună, asta e cam mult. Se poate găsit o soluție până atunci, cumva, ca să fie diminuat costul ăsta? Eu voi vorbi doar de comuna Pepieni, nu știu de Bălășești. Practic este imposibil pentru primărie și spun de ce. Pentru că noi avem 3 zile în săptămână, colectăm gunoiul, da?
altele două zile, astea sunt pentru necesitățile, este, avem primărie, avem grădiniță, avem celelalte care noi nu putem să prestăm servicii astea, adică nu avem capacitatea asta de a, pur și simplu fizic, nu se reușește fizic. Adică nu există tehnică sau cum? Nu, tehnică este, tractorul este. Noi avem și noi... Nu ar mai trebui un tractor să înseamnă că dacă... Păi da, dacă să luăm așa, ne-a mai trebui un tractorist, ne-a mai trebui un agregat și așa mai departe. Adică fizic nu se reușește. Da, dar eu zic, oamenii cum să plătească? Și dacă se mai angajează cu o persoană, e să fie plătită de banii care o să-i plătească oamenii. Nu, pentru asta numai nu primăria, pentru asta trebuie o întreprindere comunală. Da. Asta așa, și asta e și de cumva încărca primăriei, chiar și astea care sunt serviciile astea. Primăria nu trebuie să ocupe cu întrebare de genul ăsta, ca să mă înțelegi, nemijlocit, adică noi să mai facem... Eu asta eu n-am spus primăria trebuie să facă asta, zic, trebuie de găsit cum, prin ce instrument poate de scăzut costul. Asta deja se creează parteneriat public-privat, că se face întreprindere municipală, se face... Da. Sau întreprindere comunală sau intercomunală, independent... Dar numai este așa scump 300 de lei, dar ce e așa scump 300 de lei? Nu, bine, pentru că, ascult, Victor... Trebuie să mai oamenilor la țară. Asta, Nicolae, întrebăm în dezbatere, dar pe urmă am să-ți dau exemplu cât motorină, cât timp, cât e agregatul, adică... Dar nu, clar, că nu-i scump 300 de lei, dar fim serioși. Cum depinde pentru ce? Nu, cum când la noi pensia e de 1000 de lei, ca exemplu, sau salariul de 2000 de lei... Hai să mergem mai departe. Colegi. Hai ajunge, că vorbim iarăși pe... Hai să nu ne abatem de la... Da, iar am întrebat discuții. Asigurarea 100% a gospodărilor cu acveduct, am vorbit, asigurarea sustenabilitatea, eu am vorbit despre sustenabilitatea financiară, aici trebuie reformulat, probabil, în alt punct de vedere, dar haideți deocamdată să o lăsăm așa. Îmbunătățirea calității rețelei de drumuri locale, obiectivul strategic 2.2, aici probabil și suntem cel mai avansat în TPN, elaborarea unui plan privind starea infrastructurii rutiere și prioritizarea reparației acestei. Cred că voi deja aveți acolo cam schițat așa un plan la primărie, un primar, cam ce ar fi prioritar, ce ar fi secundar, în funcție de ce se face să repară un drum, în funcție de contribuția locală și așa mai departe. Ce da, corect. Așa, dacă intrăm în discuție, e mult de vorbit, dar dacă îmi dați voi eu două minute, pot spun că ceva, numai nu știu dacă... Este necesar să-ți dau... Nu, eu, lumea de om știe care e situația, cred că în asta își constă planul ăsta. Oamenii, dacă contribuie, atunci o să fie mai repede reparat drumul. Deci, dacă își pun prioritar, și mai repede, prioritar. Da, în afară drumul și aia care sunt prioritar. Ok, 2.2.2, elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția unui sistem de evacuare a apelor pluvioare. Și aici am vorbit mai la ședința aceea. Da. Probabil chiar și cu forțe proprii, da? Acolo trebuie sistemul ăsta de... sistemul de evacuare a apelor pluvioare, pentru că e important să nu fărăm drumurile. Și zic că chiar pe parcursul anului curent poate, de fapt, da? Da, noi și de eu aș vorbi de întrebarea asta, dar costurile sunt foarte scumpe. Noi am vorbit că din fonduri de ieri, doar o secundă, un minut, numai aceea, am vrut din fond rutier republican, anul ăsta să reparăm, nu ne-am pus ca cantitate, ci ca calitate. În principiu am spus că da, este posibil, dar pe urmă mi s-a spus că băi, dacă voi vreți cu chiuvete, voi mai vreți podeță, voi mai vreți ceva, așa înseamnă că ar va costa foarte scump, fiindcă astea condițiile care le pun ei, adică asta aveți de pierdut mult, adică cu forțe proprii, mai bine din fondul rutier local, pășeți voi ce aveți acolo de făcut, dar din fondul republican, adică vin să fac pavare sau variantă albă sau asfalt. Adică ni s-a sugerat asta ca o idee că ar fi mai benefică și mai puțin costoasă. Vezi că și eu am pus două puncte, este elaborarea studiului și a doua construcția sistemului de evacuare a pluviale. Trebuie de găsit formula. E important ca punctele să fie în plan și ele să fie urmate. Pentru că, dincolo de planul de acțiune, noi avem și în strategie și un capitol care se referă la monitorizarea implementării strategiei. Probabil odată pe an se poate de adunat și de făcut
consilieri, cu unii oameni activiști și mai departe, spus că iată, n-am putut să deplinim punct cu tare sau cu tare. Deci cauză, din cauza cu gust prea scump, sau n-am găsit bani, sau n-am avut tehnică cu tare. Deci, pentru ca să ducem până la urmă implementarea punctului de plan, trebuie să vedem deci cauza unele nu merg, unele momente nu merg, să căutăm soluții pentru ca ele să meargă. Și mai reactualizăm, mai schimbăm planul de acțiune în așa mod în care el să fie implementat, am înțeles? Deci este o chestie care, dacă noi o facem corect strategie, atunci ea încet, încet o să dea eroare oricum, deoarece dacă o să deplinim punctele corect din trânsă. Cam asta e ideea. Uh-huh. Așa că am pus aici două puncte, cred că la nivelul de elaborare a unui studiu, cum ar trebui, spate de făcut. Mai greu deja cu construcția propriu-zisă. Da. Da. Dotarea 70% din drumuri locale cu îmbrăcăminte rigide, pietriș sau asfalt. E realizabil așa un obiectiv? S-ar putea, dacă nu știu, anul ăsta, vedeți cum se întâmplă, anul ăsta sunt preconizate în comuna Pepieni peste 4.000 de metri de variantă albă, da? Dacă facem un calcul anual, nu mai zic de fondul local, fondul rutier local, păi în câțiva ani de zile, adică practic avem... Până în 25, da? Da, avem 20-30 de kilometri de drum în comună Pepieni. Poate n-ar ta undeva 60-70% se acoperă. Ok, hai să fim. În afară de asta, e ca unii lumea au intervenit, chiar și anul acesta, unii au intervenit și lumea și vor mai interveni. Adică da, s-ar putea, că noi să acoperim... Și reparația 100% podurilor, podestelor și punților, asta e o chestie. Asta e neapărat, dar nu sens să treaba asta, în câțiva ani rămânem fără podurile, puntele... Da, domnul primar, da. Care e stare, situația acum cu drumurile care deja erau plănuite, unde contribuie și lumea și... Așa mergem mai... Da. Așa, anul ăsta am mers după idee, dar dacă dați după voi tot un minut, așa să mă refer. S-au făcut deja 3 drumuri în sat, acolo unii lumea au intervenit, primăria au intervenit cu jumătate din sumă, exact, adică au pus vecinii acolo 20-30 mei, cu atâta vine contribuția și primăria și în afară de asta mai pune și tehnica. Și am făcut 3 drumuri, mai sunt în așteptare încă 2-3, încă 3 drumuri mai sunt în așteptare, aștept tehnică, noi nu avem tehnică, suntem dependenți, adică de tehnica specială care se utilizează la drumuri. Și într-adevăr, de ce nu reparați greidru? Greidru, de ce nu reparați? Aici, de-amă, nu depinde numai de primar, să ajungi eu și la dânsul. Nu mă apătez. El a dat o întrebare ca să dau răspuns. Eugen, mai sunt 3 drumuri. Unul e pe acolo, unul e cum, la Victor, aici, Victor Buscu, drumul care sunteți voi acolo. Adică ele la noi îs... sunt în așteptare, să zic așa, ca să mă înțelegi, da? Sunt în așteptare. Așteptăm că ieri zi să fac și drumuri bune, 3, și drumul ăsta care noi le-am, adică unii lumea intervine, unii lumea pune contribuția. Apoi în așteptare mai precis, adică tehnica ce oricum este plănuit, azi lucrează, de exemplu, într-un sat sau într-o mahală, mâine în alta, aproximativ timpul, da, să înțelegi. Da. Nu pot să dau răspuns pentru că am solicitat la PP noi, au venit 20 și au lucrat, 20 nu au lucrat, a 30 au venit și au lucrat. Ei acum lucrează, dar ei repară niște solicitați la drumurile naționale, asta și mi s-a spus. În momentul când ei termină, atunci ar fi disponibil. Azi mă sună pe mine șef, să spui că noi avem, că nu pot să iau azi greiderul, dar peste o săptămână să iau compactorul, peste, nu știu, mașini, trebuie să acolo ierna și cu apă, nu. Trebuie să vii, adică, exact, a venit greiderul cu compactorul, cu butoiul ăla de apă și în 2 zile, 3 zile, lucrările astea s-au efectuat. Atât. Nu, okay. Adică, depinde de cineva. Bine, hai să mergem mai departe. Deci, da. V-am vorbit despre asigurarea drumurilor centrale cu trotuare amenajate. Deci, eu sunt de asfalt acum, cele două drumuri din Pepeni Vechi, Pepeni Noi și deja înspre Zălăie, încolo, nu știu. Și au puțin pe porțiunile unde locuiești, sunt case de locuit, unde merge lumea pe carosabil și ar putea să fie probleme serioase, adică să ajungă la un moment dat la accident. Nu știu dacă e realizabil până în 2022 și au puțin am pus în plan și cred că e un punct care e ok.
Amenajarea două sensuri giratorii, vorbeam, pentru că se mulțesc mașinile, da? Și semafoare n-ați mai cuiva pe timp, dar cel puțin la, acolo la colț unei benzinării asta nouă și aici înainte de pod, sunt două locuri care uneori chiar apar situații periculoase. Pentru că lumea nu știe cum se orientează și cine se treacă primul și în doilea și cam dacă ar fi posibil, până în 2023 de făcut astfel. El este estetic, care arăta frumos. Estetic, hai să zicem așa, dar după necesitate, dacă mă întrebați dacă e necesar sau nu, nu e necesar. Vă spun că nu este necesar. Pur și simplu acela care sui la volan, pur și simplu trebuie să știi regulile, când cedează sau nu cedează. Asta e clar ca bună ziua, că trebuie să vezi semnalele și să respecti semnalele, atât. Depinde și de numărul de mașini, dacă sunt foarte multe mașini. Dar acum e acceptat, dar este un tolerant, nu? Dar haideți să luăm în vedere că acolo circulă nu numai șoferii cu permis, dar circulă și tineri care încă nu au studiat, nu cunosc regulile circulației, da? Cu bicicletă, de exemplu, sau cu alte unități de transport care nu cer permis, da? Deci, pentru ei ar fi bine, da. Sensorul generator îl dăm mai departe, așa, nu e prioritar. Mergem mai departe. Amenajarea și menținerea în stare bună a trejelor de pietoni, în preajma unui strușilor principale. Da? Ele sunt, de fapt, există trecere și trebuie menținute în stare bună, în sensul că să fie văzut tot timpul zebra și să fie semnele vizibile pentru conducătorii auto. Și ar fi bine și să le respecte. Ar fi bine și ca să fie și înainte de trecere cei de pietoni mai jos. Vreo câțiva metri sau distanța cuvenită să fie semnul, nu exact chiar în fața. Semnele, domnul Ion, se pun exact după prevederile legii, care spun întâi reducerea vitezei, atenție pieton, da. Adică aici chiar că nu intervine primăria, ci astea, organele abilitate, care ei pun după lege semnale. Ok, atunci, dar noi nu îl excludem sau pur și simplu primăria... Asta s-ar putea să rămâie, care să e de... Supravigheză, dacă ceva se deteriorează, îi se anunță să vii să le repare, da? Da. Atât, aici nu se cere mult, dar... Amenajarea patru stații de așteptare a transportului public. Noi tot am pus chestia asta, domnul primar, tot nu e prioritar, nu? În sărășie asta care ne așteaptă, tot o să o punem mai târziu. E ok? E ok, da. Avem câteva locuri chiar într-adevăr. Sus, pe deal. Ales pentru oamenii ăștia care se duc amul la lucru, la Orheie, că la Belz, dacă plouă, dacă nici măcar să aibă unii așteptat. Da? Da, stațiile astea de așteptare, foarte des, ele sunt eligibile de a fi finanțate din proiecte. Iată, Asociația Băștinașilor sau alte asociații care sunt, nu costă atât de mult. Și ele pot fi inclus în diferite proiecte acolo ca să fie finanțate așa, reparația la unul și la altul. E important să aibă, cred că tot e un stil, trebuie să aibă un design, să nu fie unul în culoare, unul în alta. Dar așa eu zic, trebuie să fie găsit finanțare alternativă, neapărat din bugetul public. Ah, păi ești un partener. Este iar, trebuie numai de văzut. Auzi, Iona, așa chiar trebuie de văzut. Ce este chip de făcut, dacă mai este posibilitate de a tras un proiect. De ce nu? Eu aici am pus agenții economici în sensul că vin ăștia de la Sumitomul, de la Orheș, se poate dispus pe oameni buni, aveți aici 70 de oameni, 80 de oameni de pe. Stă și-i plouă și-i bate vântul, poate ne ajuta să facem niște stații, să nu stăie chestia asta, că ea sunt receptive așa, în măsura posibilității. Și agenții economici, da, nu e o problemă, că administrația publică, ca parteneri, granturi, agenții economici, corect. Ok. Și încă o chestie și eu n-am pus-o, dar tot am văzut la o comunitate, la Sarata Veche, din Leonul Colești, un proiect și destul de ieftin de la Migrație și Dezvoltare Locală, unde noi avem cu stadionul, tot o chestie, și cu o numerotare, sau nici nu numerotare, dar confecționarea și amplasarea tabliților astea, indicatoarelor de stradă, stradale, nu indicatoare stradale, dar numărul locuit de caselor. Strada, deci în Independență, numărul 3, numărul 4, numărul 5 și mai departe. Și acolo cine vrea o cumpără, deci contribuie toată diaspora ca să pui la dânsul să fie pe poartă sau pe gard să fie numărul.
Și cred că ar fi o chestie benefică și pentru copii. Cât e necesar asta? Ce aduci? Ce valoare adăugată aduci? Pentru că oamenii satul cum se cunosc care și unii locuri. Deci care e valoarea adăugată în problema în sistemul ăsta de 112, dacă e vin și dacă îi cheamă cineva, ei nu știu, cum zicem, salvarea din Căpeni. Am înțeles. Moș Gheorghe și ala sau Moș Vasile și ala. Lor le spune adresa exactă, dar e adresa exactă, nu avem pe satul Căpeni. Satul Căpeni are 6.000 de oameni, unii se-l găsesc cu omul și ala care îl cheamă. Cam în sensul ăsta ar fi... Înțeles, am înțeles, are logică. Ca să o introducem, cel puțin, că nu-i costisitoare, dar într-un proiect se poate lua, ce trebuie să aibă efect. Dezvoltarea rețelelor electrice, obiectivul strategic specific 2-3, instalarea pilonului de suport pentru rețele de electrice unde aceștia nu există sau sunt învechiți. De fapt, acestea sunt misiunile în Red Nord, noi și opțiunile le-am pus, pentru că extinderea rețelei de iluminat stradal pe tot teritoriul satului și elaborarea planului urbanistic general al comunei. Acesta e obiectivul specific 2-4. Deci chestia cu iluminatul, cred că sunteți de acord, așa nu prea este discutat. Trebuie de schimbat, în primul rând, suportul pilonii și după asta, adică sunt bani de iluminat. Dar aici nu știți cum funcționează, adică pilonii sunt schimbați de rețelele de Red Nord, pentru că ei acum sunt proprietari, ori sunt administratorii. Da, și ei le schimbă la o anumită perioadă de termen, dacă, nu știu, că 25 de ani sau 30 de ani. Da. Acum în sat, la noi, așa, o porțiune de sat ar fi schimbat, adică o mahala, ar fi schimbat pilone și, și chiar ar fi de acum introdus cablul ăsta izolat. Ok. Și am făcut un punct aparte, uitasem de dânsul, elaborarea planului urbanistic general al comunei. Asta am pus până în 2021, poate fi extins, că tot nu e o chestie atât de simplă. Trebuie găsit specialiști, trebuie găsit o companie specializată care să facă un plan bine pus pe punct. Da, el nou ne trebuie. Acum, de fapt, noi pe comuna Pepin nu avem făcute măsurările. Anul ăsta, poate la sfârșitul anului, dar acum în 2021, ar fi făcute măsurările și finisate pe comuna Pepin. Și apoi ar fi și ușor să facem un plan urbanistic, dar până atunci, adică costă foarte mulți bani și nu... Okay. Nu ne putem permite. Ați putem să o schimbăm aici. Deci cam asta e punctul 2, e obiectivul strategic 2 l-am terminat. Eu zic, hai să venim pe scurt, dar pe scurt cu propuneri. În colegie facem propuneri, nu facem dezbateri. Haideți ca să mai avem încă trei obiective. Da? Sunteți de acord, sper. De acord, de pildă. Are cineva ceva de adăugat la... Da, vreau să întreb numai un lucru. În Republica Moldova, pentru primărie, pentru gen de primărie, ar putea să găsit cumva o finanțare pentru primărie ca să aducă un par de plăci solare? Bun, Vichiatru, asta e idee din Spania, eu înțeleg, dar... Cu primărie care dispune de câteva parcuri de energie solară și e foarte bine stă cu capitalul, mă refer că poate asta ar fi o soluție de îmbogățire a primăriei, măcar cât de cât. Fondul de eficiență energetică trebuie verificat cu și trebuie verificat dacă iau câteva granturi. Rest nu prea știu ca să finanțez pentru resurse regenerabile, doar fondul de eficiență energetică. Ca o idee, asta funcționează în diferite țări ale Europei, da. Primăriile și-au făcut parcuri de astea fotovoltaice, unii... E vând energia rețea, da? Adică, vând rețea. Da, desigur. Cum faci o întreprindere, își pune plășile și livrează energie în rețea și câștigă bani de la asta. Adică nu câștigă, dar vin bani în buget. 50 sau 60 de euro cent la kilowatt. Asta e o chestie serioasă. Dar nu că produs eu și eu cumpărau, dar că IDD-ul era subvenționat. Deci e o chestie. Și am înțeles, dacă se oprește subvenționarea, apă moare și la dânsul. Asta pentru că e destul de dificil. Dar ar putea să iubă. Nu bine. Dar asta e. Putem să introducem, dacă ceva...
acolo. Deci aici sunt chestii eoliene, pot eolienele să mai e. Numai trebuie să fie și de făcut un audit. Este potențial eolian în părțile noastre, unde se bate vântul tot timpul. Da, eu vreau să vă spun că nicândva moșul Gheorghe, Dumnezeu să-l iei, mi-a spus că cel mai mare potențial pentru umorile de vânt, de făcut lumină electrică, îs de la deal de păduri la Bănești, tamanul niscotele oamenilor, în toată Republica Moldova. Este studiu făcut la Academie de Știință. Iată lucrul ăsta, numai decât acolo unei SWOT, unei analize aceea, la puncte forte, neapărat trebuie adăugat și atunci când, dacă revenim și este într-adevăr așa un avantaj, de căutat cine ar fi gata să investească acolo sau cum ne-a da, da, asta vă asigur că cândva moșul Gheorghe îmi explica atât treaba asta și spune că el o accesat informația dată, s-a făcut un studiu mare pe Republica Moldova și chiar nu știu la câți metri în sus este un vânt constant deasupra pădurii acolo la Bănești. Foarte bine, dacă este așa, eu cred că neapărat trebuie introdus, trebuie catat cum de exploatat oportunitatea asta, dacă este așa un avantaj pe care le avem acolo. Asta trebuie verificat, de văzut. Asta la energetic. Ok, hai să mergem deci cu planul urbanistic de mâine și să vedem că... Dar mai aveți propuneri la infrastructură sau e cam... Propuneri sunt multe, dar... Eu știu, ce își ține e ca de înverzirea satului să lucrească supra asta? Este un plan oarecare, de exemplu, chiar... Avem la protecția mediului, Eugena, să ajungem... A, să ajungem, da, la asta, bine, ok. Un obiectiv strategic și aparte. Deci asigurarea condițiilor decente de aliment pentru populație, dezvoltarea culturii și a sportului. Deci, mergem pe obiective 3.1.1. Deci, 3.1 e crearea condițiilor pentru integrarea tinerilor în comunitate, promovarea modului sănătos de viață. Da? Amenajarea stadionului local este 1, cred că amenajăm într-o oricare măsură acum, măsura care este. Poate să finalizăm vara asta până la urmă proiectul ăsta de la Middle cu stadionul. Poate după asta o să mai urmeze, dar cel puțin Oleac a mers înainte de ceea ce a fost anterior, deci a fost un pas înainte. Da, și ține de stadion scaunele care formate, să le înlocuiți, să le puneți noi sau... Ele sunt scaunele, da? Le punem, mai sunt în rezervă, cele noi o să fie puse, dar pe viitor, nu știu, finalizează proiectul și o să dească de visit modalitatea de a le completa la timp. Domn primar, poliția a cercetat cazul ăsta? Cine acolo își bate joc de lucrarea lui domnul Cernei? Nu e lucrarea domnului Cernei, acolo dacă vorbim acolo Asociația Băștinașilor, capul, nu? Da, dar nu... Da, a cercetat cazul, dar vă asigur, cumva asigur. N-a să găsească, acolo au fost niște, nu știu cum să-i numesc, da, bieți și astea, noaptea, nu i-au văzut nimeni. Poftim, că n-avem dovezi că exact tu sau tu, da, au fost paznici care prin prejur au auzit acolo niște motociclete, niște gălăgie, hai să zicem așa, dar cine au fost? Noi asta avem deja la PLE, la dezvoltarea PLE, avem cum se pare, supraveghere, un punct, supraveghere video, poate. Poate și aici putem spune o supraveghere video, ca la urmă. Nu, că pe neau pintură la Faramat, stați fără de grijă. Aici a fost o greșeală, îmi pare rău să o admit, Ion. Eu nu știu dacă după vara asta scaunele cele vor fi ele încă valabile, pentru că s-au mărs după preț, dar nu după calitate. Nu s-au ținut cont de sugestii de care noi le-am spus. Nu, îmi pare rău să admit asta, dar... Da, Pavlichile, atunci când s-au spus doar specialiștii din Chișinău, au spus că ele n-au să dureze mai mult de 3 ani de zile. Da, vezi că la condiții la noi... Noi trei ani după asta mai găsim alte. Cel puțin sunt... Da, nu bun, Vaschi, bun, s-au făcut, nu e nu atât abstenții, pur și simplu, dăm, mă rog, poate trebuie... Da, poate trebuie, dar hai să mergem și le completăm cu altele mai calitative și poate să mai găsim niște finanțări ca să le aducem. Da, foarte corect. Reparația și amenajarea sălii sportive, despre asta m-am vorbit, nu știu, tot trebuie de găsit bani, e o chestie foarte bună așa.
Da, și e un dezastru în sala și sportivă, strașnic. E o chestie foarte bună, dar asta e, trebuie și bă, și asta tot prioritizată, pentru că zilnic tineretul vine cu, cu nu zic cu propunere, adică, zic cu pretenzie, da, cel mai bun zis cu pretenzie, cum așa, noi ce facem, unii mergem, în ce stare noi acolo facem sport. Iată, trebuie de pus și de spus la consiliu, oameni buni, trebuie chestia asta, tineretul trebuie să ținut cont de diferențele. Nu pierdem oameni din sat, măcar în măsură în care putem. Și da, asta sunt legate, dar asigurarea funcționarilor unor activități sportive de interese, volei, prin pong, asta tot, e legată de reparația stării sportive. Atunci o să fie asigurată și funcționarea la activitățile astea. Amenajarea unui complex cu aparate pentru antrenament în aer liber. Noi vorbim, aici tot trebuie finanțare, depus într-un parc ipotetic care încă nu există, dar care sperăm că o să existe. Și eu puțin, măcar acolo la fermă, da, unde e perculet și ala. Este decizia consiliului, da, domnul Căman? Ca nu, acolo nu-i parc, doar de a aloca teren, adică să nu știi, terenul și ala să nu știi destinat în alte domenii, adică să rămâi ca parc. Nu, apoi el să fie amenajat ca parc și plus poate... Și copaci făcut... sunt acolo, tești tot ce vrei, să rămână nu, măcar ăștia. Da, el e parcul crescut, parc, copaci sunt crescut, nu mă trebuie amenajat niște alei, un loc acolo de odihnă, un scoar, deci sunt chestii care... Și acolo s-ar putea de făcut, dacă repede. Dacă nu, noi avem și aici în strategie o mulțime, să sădim o mulțime de parcuri și de afșii, poliție, ca scris aici. 3.1.5. Deschiderea unei secții de lupte în cadrul unei extensiuni a școlii sportive de la Sângerei. Asta s-ar putea numai, adică cel mai operativ, dacă este sala de sport, atunci da. Avem și... De asta sunt legate toate. Am putea solicita, da? Dar până când era Victoria aici și când făcea la școală, când era admisă, când la Casa de Cultură, dar era frig. Dacă nu avem un spațiu pentru asta, e foarte greu, adică. Dar de ce anume lupte? Poți să întreb de ce anume lupte, trânte, de ce? Este un avantaj? Este, da, este școală sportivă, da, este trântă, liber, judo, de mai multe de lupte. Și e atractiv pentru tineri, vor să fie bătăioși. E tradițional în satul nostru de 30 de ani strânte și judo și sambo și avem și campioni și tot ce vrei. Poate mi-ai învățat șahmat, e cam la modă să joci șahmat. Da, fie bine chiar. Dar cine de voi știe ca șahmat? Trebuie să știi, m-am jucat, nu așa e bine ca președintele, dar... Bine, dar asta e bine. Bine, ce înseamnă că eu am să vă găsesc, ca să vă testez cât de bine bun sunteți la șah. Oleg, dar ce spui că nu trebuie? Și tu ai făcut judo și care... N-am zis că nu trebuie. Eu explic că avem tradiții, că omul întreba de ce, Nicolae întreba. Și eu explicam că noi avem tradiții, că au fost de 30 de ani, mai mult chiar de 30 de ani în sat. Da. Voi de la Oleg tot timp vă așteptați numai să fie... Da, i-am surprins. Mă repriscriți și eu am spus o chestie pozitivă acum, vă dați seama. Da, Oleg, numai că n-ai comentat despre premiul care îl primește vingătorul, despre oaia și e deșinată, totuși premiul trebuie și schimbat. De exemplu, o sumă de bani sau altceva. Un sac de fasole, da. Un sac de cartofi. Da, okay. Să mergem. Punctul 3.1.6, desfășurarea turneilor anuale de fotbal, golie. Ele există, noi putem trebuie să le menținem. Da, domn primar? Da. Și să da, perfecționăm. Da, și ca să fie mai civilizat. Mai atractiv, mai interesant, corect. Da. Important să fie și publicul, să urmă, de asta nu contează. Să fie niște sărbători sportive. Fășurarea cupei asociației Bășnașul din PPL în minifotbol, cred că noi o să continuăm și anul ăsta. Sper că o să prezinte mai multe echipe, inclusiv din satul PPL. Dar cam depinde cum noi să ne poziționăm. Cred că să ne poziționăm ca să fie atractiv din fotbal. Deci, amenajarea unei sărbi fitness în parteneriat public-privat cu utilizarea unui spațiu din școală de sau din casa de cultură. Noi ne gândeam că așa o sală de fitness ar fi bine. Adică restul, cam toate ocupațiile astea sportive, cam sunt pentru bărbați. Volei, un altă, dar pentru femei ar fi o chestie cu fitness. Am zis că există ceva în privat, dar dacă ar fi o sală
așa spațioase, mari, undeva într-o încăpere, cred că ar fi bine. Și un parteneriat public privat se poate de făcut. Era odată la liceu o sală care era amenajată cu echipamente de astea de fitness. Ea cui aparținea? Mai este undeva? Sau ce s-a făcut cu deasele? Eu ți-am zis că era... Sala aceea nu mai este, am înțeles că a fost scoasă acolo pentru că spațiul era pentru elevi, dar acolo așa sunt destale, eu n-am intrat, dar am înțeles că nu mai este. Echipamentul este? Nu, îmi pare că s-a lichidat tot. S-a lichidat tot acolo, îmi pare. Okay. S-a lichidat sala complet, s-a luat și oglinzele și ele de acolo și tot ce era. S-a dat pentru altă destinație, școală sau. Nu, am înțeles, trenajoarele, tot nu sunt. De unde au ajuns tot utilajul? Nu sunt la curent. Nu, trenajoarele trebuie să fie, nu imaginez că trenajoarele ele sunt acolo undeva. În liceu, în altă parte n-au cum, sigur. Dacă să atragi cineva în PPP, îi spui că ai trenajoare, îi dai locația, pur și simplu să duci și să faci. Exact, deja o bună parte din investiții o ai acoperit. Acolo erau câteva buni, eu țin minte. Nu știu dacă acum s-au mai păstrat. Sala e amenajată. Ok. Nu pot spune, adică... Sport atât, mai sunt propuneri la sport. Să trecem la cultură. Diversificarea vieții culturale, anumit obiectiv acesta specific, reparația casei de cultură pe etate, sala mare, sala mică, sala de dans, holul, etc. Deci, da, e foarte mare obiectul ăsta și el doar pe etate poate fi... Altfel nu va fi posibil. Doar din dacă numai un proiect de, eu știu, guvernamental, dacă s-a luat și banii să repare, dar altfel numai pe... etape, adică ne propunem anul ăsta, ia ca ce facem, la anul ia ca ce facem, numai așa văd, dar soluții nu cred. Lăsat în fiecare an câte un obiectiv de mers în cetișor. 3.2.2. Amenajarea unei săli polivalente în sala mică a casei de cultură pentru seansuri de cinema, teatru, mini-concerte, spectacole, ședințe, dezbateri și așa mai departe. Da, sala așa e mică de la etajul 2, cred că e mai ușor să o amenajez și să o adaptez pentru nevoie de astea decât cei mari și da. Ar fi în cazul unui proiect de făcut chestia asta. Păi care e sala mică? Aia de la etaj sau jos unde se făceau dansuri? Nu, cei de la etaj, sus. La etaj trebuie să aveți în vedere că e inaccesibil pentru bătrâni, pentru oameni cu dizabilități, mai bine cei de jos. Dar trebuie făcut și o rampă, nu? Sau avem rampă de uscat, de urcat? Bun, adică, dacă noi am putea o repara, dar să sperăm că noi o reparăm, nu este o problemă și dă Doamne să fie măcar tineretul și măcar lumea care poate să miște, hai să zicem așa. Urcați scările. Da, că pentru a face acolo o rampă nu e cel mai mare cost. Da? Ok. Cultură pentru 3.2.3, crearea unei formații de dans popular. Aici este un plan frumos al primăriei, sperăm că meargă până la urmă, până la sfârșitul. Da, cineva au promis, un coreograf, hai să zicem așa, de muzică, de dans popular. Nu i-au dat 100%, dar zic că vedem mai aproape, în vară, mai aproape de septembrie, să concretizeze exact dacă el știe că la PPN este potențial, sunt copii. Și s-ar putea să avem. Nu pot să zic nimic anticipat. Omul mi-a spus că are probleme acolo. Probleme familiare ce are acolo, dar... Altă activitate noi ne-am gândit, dar crearea unei formații de muzică de fanfară tot era o tradiție la PPN. Este în momentul când avem instrumentele, avem și omul care ne-a promis că el face fanfară. Ar fi frumos, dar instrumentele cam costă, trebuie. Păi, e ca asta, dacă găsim poate într-adevăr într-un proiect să procurăm instrumente, da, pentru că ele așa sunt foarte costisitoare. El mi-a spus câte instrumente, fără aceste instrumente nu funcționează, adică nu-ți cumperi o trubă, un trombon și atât, adică sunt anumite, trebuie să iei atâtea trube, atâtea tenoare, atâtea, adică sunt... Este ceva unde trebuie să simbă complet, exact ca și echipa de fotbal, ori de ce, adică trebuie să simbă un complet întreg.
Amenajarea scoarului din curtea clasică de cultură, asta tot ar fi un obiectiv separat și mai ales cu scoarul acela, așa e poziționat foarte, foarte bine și ar ieși un loc foarte frumos, chiar de așezat, de odihnit, de stat, de întâlnit acolo, ar fi așa un mini scoar tare. Nu neapărat pentru manifestări de culturale. Cred că dacă luăm separat, asta ar putea fi îndeplinit. Dar să fie asigurat tot așa, accesul fără scări și de acolo, despre magazin, despre răscruce. Da, acolo, da, acolo este posibilitatea să marcă o alee, un trotuar și cred că... Corect, asta e, mai ales că, punctul e foarte bun. Cine spune acolo, Iura Costin, da, spune că el ar putea face abuzul, nu știu, dar cu dificultățile astea care s-au început cu pandemie, dacă el mai are așa posibilități, dar... Era ce puțin disponibilitatea asta în anima. Da. Promovarea valorilor culturale, artistice și a istoriei locale. Am pus un punct aparte, că suntem mai mulți istorici și în asociație și în sat. Și... Am pus crearea muzeului satului în cinta casei de cultură. Cred că asta ar fi o chestie mai simplă și mai rapidă. Și acolo sunt destule încăpeli, unde ar putea găzdui un astfel de muzeu, dar... Iar așa ce trebuie să fie și persoane care se ocupe și trebuie să fie salarizate persoane și trebuie bani și trebuie să oprești cam aici. Cred că muzeul nu e greu de făcut, pornind la niște schițe de istorie, la toate, și editare, elaborare și editare istorie satului cum se produce, da? Și cred că încet s-ar putea de acumula ceva, totuși o comună de 6.000 de oameni să nu aibă un mic muzeu, nu e bine. Trebuie să ne gândim cum să facem. Ca idee bună, nu știu cum așa de implementat, ca idee foarte bună, e clar. E bine să schimbă în sat, e foarte bun, satul e mare și trebuie să... Da, e ca și o carte de vizită. Dacă vine cineva, hai, intrați la muzeu să vedeți ceva, să aflați mai multe despre sat. Dacă tot vorbim despre turism, știi? E așa. Printre altele, un turist vine, iar de să întreabă să vedem ceva despre sat. Tot ce sat frumos, fel de nicolă. Dar și o chestie, da? Putem începe cu un muzeu virtual, eventual pe pagina Casei de Cultură sau pe pagina bibliotecii sau cumva o contribuție a liceului, care știu că are un fel de colțișor istoric și are destule vestigii acolo, pot fi fotografiate, făcut film chiar, Eugen ne poate ajuta. Și să facem așa o mini-galerie virtuală când intri pe site-ul primăriei, dar site-ul primăriei trebuie neapărat schimbat că e înfiorător cum arată, mai ales acum și virusat. Și doar v-a propus Ion Guțanu din Cluj, voluntar, vă ajută să-l faceți funcțional. Când intri pe site-ul primăriei sau când intri pe pagina Facebook a Casei de Cultură, să fie și galeria virtuală cu, eu știu, istoria, prezentarea satului frumos. Aici ai dreptate, într-adevăr, e o scapare și e trebuie să pus la punct, pentru că aș de ton, adică comunitate, dacă este așa ceva, ce înseamnă comunitatea asta. Cel mai bine pe pagina primăriei să fie atunci. Păi da, clar că e pe pagina primăriei și trebuie pusă. Într-adevăr, da. E o scapare, nu știu, am vorbit, că noi am încercat ceva să pasăm și ceva s-a întâmplat, într-adevăr. Lunea și eu la curent de-am ce s-a întâmplat, dar până atunci nu spun nimic. Azi să modernizăm pagina primăriei, a să o aducem la condiție, într-adevăr. Am văzut că ați avut nu știu colaborare cu merenii noi, pentru că m-a avertizat că ceva merenii noi încearcă să obțină acces la computerul tău. Deci ați luat virusul de la merenii noi. Da. Dar de asta să știu mâine, până mâine nu mai spun. Dar într-adevăr, domn... eu scapare, a să o aducem la condiții. Domn primar, dar tabăra asta care dice de la pădure, mai departe de mine, chiar știi cu dânsa e, nu se poate de restabilit să funcționeze, cui aparține e, în general? În general, e aparține primăriei. A primăriei? Da. E după primărie, da. Poate fi dată la privatizare? Sau un parteneriat public-privat? Da, dar știți că acolo noi n-avem acces. E foarte... Eu sunt clar că numai pentru. Ca să nu... Dar sunt realist, știu ce necesități sunt acolo și posibilități are primărie. Acolo începând că nu este apă, nu este lumină, și nu este acces drum. Astfel de obiective, cum e tabără, ce e, ca să se dezvolte, ele trebuie să aibă un viitor, să aibă o cale de acces, dacă să fie dezvoltat turismul sau ceva. Dar așa, pur și simplu, locui să-l dai, ce o să fac? Nu, el este acum, hai că este, merge de când a fost dat la exploatare,
cât de cât măcar să menține acolo, nu din ce au mai rămas. Dar vă asigur, am fost acolo și m-am uitat, și ei și este la moment, el clar trebuie să te demolat, că acolo nu poți să faci absolut nimic, nu poți să repari, că, pentru că nu mai ești siguran, nu e nici siguranță, nu e nimic. Bun, sunt acele clădiri cele așa cum sunt ele. Nu, sunt mulți clădiri pe teritoriul comun, dar clădirea asta nu e atracție investițională, să ceva din. Propunerea mea este ca, eu am văzut la sud, așa am făcut pe localități, am făcut profile investiționale. Nu știu, poate ați discutat despre asta la obiectivul ținei de antreprenoriat. Noi am vorbit despre un ghid investițional. Ghid am pus, un ghid investițional am pus. Așa, adică tot ce spate de investiții să fie descris acolo. Da, da, da. Un larioc, un clădire de asta, adică fiecare are un potențial și trebuie descris. Iată, este potențialul care acces acolo, sau e potențial că e în centru, sau clădirea e bună, sau trebuie renovată, sau trebuie în general construită alta. Dar de prezentat într-un catalog să fie cineva vrea să investească, dar să văd în ce pot să investească între bine. Asta e foarte important. Asta și-am pus, adică să facem un fel de audit, o evaluare a atracțiilor investiționale și așa câte fie. Începând chiar cu aceleași servicii care nu există, în care putea să fie cum profitabile. Deci, cum am apărut 2 ani în urmă taxiurile, sau poți mai apar alte. Că e comunitatea mare și acolo poți fi necesar reuni de servicii care chiar pot fi prestate de către agenți economici de pe loc, nu mai neapărat duc la Sângerie. Da. În sensul ăsta, cred că ar fi bine de făcut ghidul ăsta și de făcut toate, de făcut o evaluare. Asta e și iarăși trebuie de elaborat, făcut ceva elaborat, bine pus la punct. Da, era proiectul ăsta Mayors for Economic Growth, primarii pentru creștere economică. Nu dacă el o să mai extindă sau nu, dar anume asta viza. Și erau mai multe localități din partea de sud. Da, am vorbit cu Lilian Danilov și el a zis că el acceptă. Eu nu știu, vorbeau, vorbeau în februarie, îmi spunea Dean Năstas, care tot acolo, spunea că se gândesc la să prelungească, dar era în februarie, nu știu ce o să fie acum. Da, bun proiect, adică care au știut să tragă, folosească sau să utilizeze banii cu cap, atunci au putut să facă activități interesante. Sperăm la mai bine. Deci noi unde ne-am oprit? Noi ne-am oprit la cultură, da? Cultura în trecut, istorie, da, în trecut. A trecut, gata, atât a trecut. Nu. Deci am vorbit despre elaborarea și editarea istoriei satului, am înțeles că se lucrează la capitolul. Lucrează, da. Organizarea zilei memoriei pogromului, vedeți că asta se organizează, poate puțin de-o făcut mai bine, se vadă mai multă lume, mai organizat, dar cred că este în fiecare an scoate de îmbunătățire. Și totodată organizarea zilei memoriei deportărilor stalinistice. Ele noi sunt organizate, dar ar fi bine să fie și mai mediatizate și poate vin și mai multă lume, poate cu niște expoziții în cadrul la chestiile astea, cu mai multe amintiri ale oamenilor care au fost deportați sau care au șoferit. Și poate cu plasări pe aceeași pagină a primăriei, care te vorbea o lecă, ar fi bine. Deci chestia este unde de evoluat. Este, da. Organizarea festivalului Nicolae Glib, asta e bianual, asta iarăși în măsura în care are acces acolo, primăria se implică și cred că nu se poate spus, dar iarăși revenim la ceea ce a spus Nicu și alte chestii, cum să ne gândim pe termen lung, cum transformat festivalul ăsta într-o atracție turistică, să vină lumea, să știi că aici este un eveniment cultural de amploare și să vină lumea din Chișinău, din alte părți. Și cel mai important, cum de luat banii la oameni și ei, dacă ei vin acolo, da. Cheltuiască banii. Ei o să mănânci pe rojoașe sau o să mănânci pe gărui sau o să vrei să mănânci la muzeu sau undeva. Asta e și rolul la toate festivalurile astea, că se dezvolte economia locală. Asta e și ideea. Asta durează o zi, vorbim de o zi în an. Nu, trebuie să o facem în două zile. Și două zile pe an și asta e de zi. Nu ne oprim numai aici, Vico. Aici prezenți, îl faci ca o carte de vizită a satului. Vine lume, vine multă lume din Chișinău, spune. Ar vrea să odihnească la țara, dar n-are unde. De ce să ducă în alte părți, să nu vină alte părinte, așa, niște locuri pe părere. Deci, tu prin asta deschizi niște posibilități de dezvoltare a turismului. Pentru că, zici, pe urmă să apare și o agropensiune sau cineva să dea o locație, vă două, trei camere pentru un copil. Da, localitate când vii ceva, trebuie să vezi măcar două pietre, dacă vrei să te duci să vezi. La noi,
ziceți că, cu zicem că nu e nimic bun, tot ceva este, iar că este deal la pădurii, este Bieșul Vălășâncu, poate de sunt tranșeile nemților, fântânile cu cumpână trebuie pastrate în sat. S-ar putea unele lucruri de îndreptat în baza asta, dacă eu știu. Aha, dar festival de două zile, mă rog, câte lume vine la festivalul ăla? Nu contează, nu, o să începi, majoritatea localităților a început cu asta, au făcut Iamanie la Folercani, au făcut Bostaneada, nu știu unde, au făcut, când au început să vină oamenii, ei au spus. Eu nu spun cum e important, eu spun cum e pe termen lung. Eu la asta mă referit, e important, clar că e important, dar e pe două zile. Suntem aici în punct de reabilitarea locaților cu potențial turistic, da, istoric, sau... Muzeu, iată, când vin oamenii, duci la muzeu, dacă se realizează și muzeu, atunci faci un program. Eu că aici pe loc, colegi s-au integrat o chestie tare interesantă, începând de la ideea cu site-ul al unui Beg, așa că cu momentul ăsta, care tot el exact și ar fi pe site, și lumea ar vedea, cred că ar fi o chestie faină și... Și o galerie foto, pentru că sunt fotografi profesioniști, am văzut băieții ăștia lui Manuela, da? Care au făcut poze extraordinare, știi? De făcut așa o galerie foto și de pus și astea iau iarăși atracție. Iarăși scoate în evidență care pui satul și atracțiile satului. Un video de primare care privește primarul ăla, care e filmat frumos acum cu dronele, s-a făcut un video tare interesant și îl folosești ca și atracție turistică, dar poți să-l folosești și pentru agenții economici care vorbesc. Frate, Oleg făcuse cândva cu dronă ceva. Vitalie, frate meu. Păi iată, Vitalie, când mai vine, faci așa un benefic pentru localitate. Oleg n-are dronă. Păi știți, filmăm în fiecare an, ce nu-i bun, aceea de 4 ani în urmă, filmat în sat, în tot felul, și în filmul nostru, în documentarul nostru am filmat. Eu vă rog frumos, numai nu Oleg să filmeze treaba asta, că e caput, nu mai vine nimeni în sat, că el să filmeze numai pe astea. Mă gunoi ăștia. Hai să găsim ceva unde... Unde să promovăm, înțelegi? Nu da, zic. Trebuie ceva mai frumos. Să scondem gunoiul. Nu, asta există, dar hai să scoatem și activitățile în față. Bine, să mergem mai departe. Deci, Festivalul Nicolae Glib, zilele comune, inclusiv zilele diaspore, ziua diaspore, organizarea zilei comune. Deci asta se organizează, rămâne să o ducem mai departe și să facem mai calitativ și mai atractiv pentru oameni. Cred că ar fi bune așa discuții înainte de chestii astea. Da, încă o mică sugestie, îmi cer scuze o minută. Măcar o dată la 10 ani, eu vreau să întreb primarul, poate el știe că așa la noi cam la 10 ani tot s-a pus câte un monument în sat. Ar fi chip de pus măcar o dată în 10 ani de zile un monument? Stai că primarul încă n-are mandat. La al treilea mandat o să aibă 10 ani. Nu, eu vă întreb, fiindcă la noi, dacă nu mă greșesc, în anii 1000, până la 2000 s-a pus monumentul evreilor, omorât și pe urmă s-a pus a deportaților. Este, Victor, este o idee de monument, eu nu știu cum ar fi realizabil, dar deja a venit, adică mi-a spus că dacă noi avem, mă tem chiar e proiect, dacă eu nu greșesc, mă tem chiar e proiect. Ca să, dacă m-ai întrebat, îți spun că deja este. Nu, mai mult nu pot spune nimic decât atât. Bun. Hai să mergem la obiectiv. Ca idee e foarte bună, adică de ce nu? Anumit... Deci uitați la punctul ăsta, noi am pus crearea condițiilor decente de agrement pentru locuitorii satului. Amenajarea parcurilor, scoarelor în preajma cartierilor. Noi am gândit că ar fi posibil în preajma la câteva cartiere, mahalale, de făcut cu niște scoare, chiar cu aportul localnicilor din mahalalele astea, i-a dus nat la o clacă, la o acțiune de voluntariat și de plantat niște copășei pentru că în timp, 5-7 ani să fie un parc acolo. Își amenajează fiecare colțul lor și ar fi o idee bună. Cred că se găsesc așa colțuri cam în preajma mahalalilor care ar putea fi făcute. Da, unul chiar e că m-a sunat azi la o mahalau, e acolo amenajat. Eu să le ofer o plasă de volei, pentru că e acolo au de gând și parc să facă și, cum i-ai spus, și zona de agrement și pentru copii, distracție și așa mai departe. Chiar, adică bucurător cu oamenii. A, există inițiativă. Da, există, e ușor așa, unde oameni se implică, e ușor. Primarul e ușor, ca poți nu spui amuși. Oleg ar să-mi spui amuși ceva, dar să știi că e ușor așa. Sper că se închide cartiera și...
o să termine carantina și organizăm ședințele și la consiliilor de cartier și poate acolo o să apară idei de astea mai multe. Bă, depinde de Mahalale, unii sunt mai mulți tineri, unii sunt mai mulți... Da, Corect, corect, asta e tot eu... Unii Mahalale, unde trăiesc eu, sunt numai eu, acolo în jurul meu nu-i nimeni. Practic, bă, cum nu-i? Biserica e acolo, cum nu-i? Da, biserica este, într-adevăr. Uite, ești unul de bună, cât faci pentru 20? Mulțumesc de compliment. Compligiont. Asta e fiului, domnule. Amenajarea unei zone de odihnă pe malul Iazului din localitate. Am pus chestia asta, poate că e foarte... foarte costisitoare ar fi. Dar Iazul trebuie salvat, nu stai și până la urmă. Corect. Dar așa... Cum erau atunci copacii ăia, era foarte frumos. Dacă vezi cum e? Iar aceeași, ca așa tot purtăm vină, da? Când au fost bun cu părinții noștri, bunii noștri au sădit, noi într-o noapte i-am tăiat și am uitat de tot. Da, și tot în două lopți s-au distrus stadionul și am unii chinuim să-l fac oameni schinuie, era gata făcut și multe, multe lucruri care îi este în sângele pe Peneal, cu păreri de rău. Asta trebuie discurs cu timpul, găsit cum discurs asta, responsabilizat lumea. Numai prin educație, eu văd, adică amendă, da. Nu știu, dacă implici oameni în construirea de scoaruri, o să țină la locul celor, o să păstreze copaci, nu-ți duc cu caprele acolo, să deie drumul la gâște, să roade tot. Asta e și ideea. Faci ceva frumos sau copiii unei jucari, n-a să vină să deie vacă acolo, să roadă și să bale. E dar... Amenajarea unei zone de odihnă malul Iazului, eu cred că ar fi o idee bună, se poate început cum și obțin de la plantarea unor copaci pe margine. Da. Sunt două ferme acolo și fie loc de odihnă, acolo sunt două ferme. Este o putoare acolo de porc. Auzi, indiferent, dacă nu e pe malul ăsta, pe malul cealaltă, oamenii se duc la pescuit. Adică asta nu e cea mai mare problemă, chiar că este ferma și tu n-ai spus dormi de nează acolo, oare este ce mai este acolo, plița, oare ce mai este acolo. Trebuie depus asta, trebuie depus copaci în primul rând, asta se face alea, dar copaci asta în primul rând. Chiar, dar cum trec cu vașele și cu oile pe acolo, nu prea poți proteja. Eu mă duc, puneți zonă de, nu știu, fâșii forestieri, mai simplu, depus niște copaci, gata, acolo mai mult nu mai poți nică, pentru că n-ai să faci hotel cu malul Iazului. Dar treci cereada și stâna cu oi pe acolo tot timpul, turma de oi și nu rezistă niciun copac. Da, gata, mă, nu sunt nici oi, nici vaci, Oleg, de mă. Cum nu mai sunt? Deloc? Mai sunt câteva, anul ăsta ar mai dispară, cred că jumătate din care sunt, la anul viitor. Vse, la anul plantăm. Nu, apare o posibilitate bună de plantat de dealurile și ele, gradivări. Măcar și plopi ca și ei cresc repede. Deci nu spuneam zona de odihnă, puteam spuneam... Deci, forestieră sau în pădurire sau, eu știu, acolo în verzire sau eu știu ce... Da. De pont, de arbor pe margine, pe malul Iazului. Și asta, dar atunci o să-l mutăm la capitolul care ține de mediu. Acum e agrement, deja n-are treabă. Apropo, putem încerca acolo... lângă iezitură pe stânga, unde lunic terenul, taman acolo trebuie întărit și e aproape de sotele oamenilor și le spunem la și ei, nici cu oile, nici cu vacile, să nu se apropie. Și punem un hectar, două pentru început și las să crească. Și după aceea o să întindem de acolo pădurea. Dar aici e margine să nu vină cu vacile și cu oile nimeni și să începem de acolo. Și să oprim alunicările de teren, că asta e musai. Foarte corect, ar fi bine. Este loc de plantat cât vrea stăt cu tot bumbulul. Chiar și pe iezătură ar fi bine de plantat niște copaci ca să mai întărească iezătura. În panta asta care duce adică, spre sat, spre pepenii noi. Da, da. În scurt cu zona asta, Iazului trebuie un proiect aparte de făcut și cred că ele sunt, erau și obțin de la Fondul Global de Mediu și cred că se poate de găsit ușor de făcut. Putem începe de la toamnă, prima mie de copaci. Ținând cont de seștele astea care tot mai des, cred că ar fi o chestie foarte alocuită. Am venit la locuri de joacă pentru copii în preajma cartierilor Mahalalelor. Dacă o să facă prin cartiere scoaruri, o să planteze copaci, cred că și câte un joc de
loc de joacă pentru copii, asta poate să facă oamenii, pur și simplu, încep. Deci asta au ca, ca niște repere, oamenii să înceapă să le facă și sperăm că o să atragă. O să schimbi atitudinea față de bunul public a PPN-ilor. Asigurarea protecției, deci mai avem sau cam, cam am discutat subiectul ăsta așa? Obiectivul ăsta l-am discutat destul, cred că dacă mai sunt propuneri, sper că lumea care dacă ne, mai, dacă ne urmărești poate să, să vină cu propuneri pe urmă. Obiectivul strategic... Cam 15 și oameni se uită la noi pe Stăiană, doar că nu comentează nimeni. Și eu bine, bine deja că se uită. Măcar și 15. Asigurarea protejării mediului ambient. 4.1. Extindere și amenajarea spațiilor vieți, nu, aici să vom pe rând, deci extindere și amenajarea spațiilor vieți, obiectivul specific 4.1. Plantarea de arbori și arbuști în zonele supuse riscul anuitărilor de teren și eroziune somnului, deci am vorbit noi, deci azi putem chestia cu iazul încoace, să spunem. Așa și mâncă un obiectiv. Asta trebuie de determinat care zonele și cred că trebuie de, într-adevăr de ocupat de chestia. Eu vedem un comentariu al Valentin Cilat, de la infermier, de la Elimiță, l-a zis că, într-adevăr, ar fi foarte, cum să se cere, mă dau Moldova, din cauza că avem numai 6% din teritoriul ocupat de păduri, asta tot e un factor determinant de secetă. Și el mai bine, cum bine, ar fi bine măcar 25% din, din teritoriul să fie acoperit cu păduri, pentru că nu să ajungă, să ajungem aici cândva un deșert. Ca să tragem ploile, da? Păi nu știu dacă să tragem ploile. Ești ține de, asta e fără glumă, ca și ei, ca și, așa spun, specialiștii. Noi, iazurile, dacă majoritatea sau nu majoritatea, nu, cât sunt mai ăștia mai tine, nu știu în minte. La noi, trebuie să minte, erau, dacă luăm de acolo, de sub deal la, la Alexeu, ca sau, da, da, erau 6 iazuri în coace. 6 erau. De la, de la Pepin cât erau? Adică la și s-o dus. Alex, de la, de la Pepin cât erau? Când, nu, nici noi nu ținem minte, era pe Valea Răzălăi, era Iazul Mare, la Romanovca, la Dumnezeu, la Buzdărie, Râpă la Grădini, două. La Slovianca era. La Slovianca, nu spun acolo pe Valea Răzălăi, între Răzălăi și Slovianca, era un Iaz Mare, spune lumea. Eu nu știu, eu nu l-am apucat. Dar spune, spun oameni mai în vârstă. Da, numai la noi, uitați-vă câte iazuri au dispărut și mai vorbim. Eu, în genere, spun că privitor la plantat copaci, dacă animalele dispar, poate ar fi fost bine primăria să înțeleagă cu oamenii, să dea pământurile în arendă, chealurile și ele să pui păduri. Poate ar fi o soluție bună. Care pământuri? N-am înțeles. Dar e ca el, îmbargan. Nu-i nic îmbargan, nu-i nici un animal acolo, nu-i nici vac, nici oaie, nici șed bucată și de pământ a nimănui. A, tu ai vedere unde e, a, dar pe acolo, da, s-ar putea, că... Dar nu numai acolo, dar atât de Hristop, bumbul, dar atât partea și aia de acolo ies câte avem, 1000 de hectare din care are așadă, nici, la, poate iarba să crească dânsle. Mm-hmm. Poate, poate așa de stimulat mai repede cu condiția să pui păduri, măcar, măcar păduri să cibă, înțelegi, nu stai gol. Aici, la cultura asta trebuie de lucrat și cu gospodărie din sat, cu accesal grup, pentru că ei sunt direct interesați ca să... Și le mai dăm, le dăm tot lor și eu, și eu mai rămas acolo. Nu, mulțumim, nu, nu, ca împreună... Lasă-ți la Bălășește ce mai aveți acolo, lasă-ți la noi, la noi de-am numai ies și da. Tu n-ai înțeles ce-am vrut să zic el. Da, el e cu interesat, trebuie să ploaie afară, aia ce-am vrut să zic, așa e Nicolae. Asta am vrut să zic, dar dați-mi voi să vorbiți la capăt, pentru că v-ați pornit cam împotriva mie, nu știu, v-ați început și... Nu. Eu ce am vrut să spun, că pentru ca să atragi ploaia și pentru ca să oprești eroziunea și ca să oprești vânturile puternice, trebuie să plantezi fâșiile astea forestiere, între diferite câmpuri. Asta împreună e interesat, sunt interesați și ei, e interesat și primăria. Atunci când sunt interesat, trebuie să facă. Nu m-a referit la asta, m-a referit la dealurile care au rămas și rămân goale la noi, ca să ca imaginați, când vii la Prieplița, stă băcată așa de pământ în bargan, când cândva măcar stătea o stână sau era o șireadă de vaci. Am un uinic acolo. Am spus că nu-i publice aici, propuneți dumneavoastră, i-am spus suplimentar la asta. A, da. E bun, dar de ce nu? Las, pui fâșii, iată, câte fâșii de nu știu, o scos cu 5 ani zile în urmă gache de acolo pe deal.
de la... Ok, sperăm că cumva de la ceva și discutăm noi acum să ajungă și la domnul Andrache și el o să vadă și o să zică, băi, des mă ajung, să mă apuc și eu să ajung în porta satul ăsta. Și opțiunea asta la ea se implice pentru că el e principalul consumator al apei din ea. Acolo el se implice ca să facă ceva, să reabiliteze bazinul ăsta. Dar eu n-am pretenzii nici la dânsul, eu pur și simplu spun că ar fi fost bine. Nu am pretenzii. Eu sper că o să sensibilizeze cu ocazia asta, știi? N-am pretenții, dar sper să sensibilizeze că, băi, am scos atâta apă din ea. Vreau să spun că România, dacă nu mă greșesc, practică asta, că oamenii au păduri sau pun păduri pe, nu știu cum acolo este la dânsul o... O formulă unde s-ar putea de dat pământ pentru a pune păduri. Dacă, nu știu dacă mai sunt și interesați la noi cineva cu tot povestea asta. Poate vorbesc, numai că vorbesc. N-are niciun sens. Nu știu. În jurul orașelor mari se fac filtre de aer cu păduri ca să nu vină praful de la țară și ca să oprească poluarea, să scadă nivelul de poluare. Okay, dar și în sat e necesar și pentru contraeroziei solului și contra vânturilor și pentru frumos și chiar, într-adevăr, de ce spunem păduri sălbatică sau plopi când putem pune nuși pe malul Iazului. Orice fel de nuși, te duci și bagi în pământ, e mai ușor de plantat, numai cumva să fie protejat să nu-l distrugă, ca să prindă la aripi, să crească păduricea aceea măcar în 10-15 ani ca să reziste după aceea. Dar nu prea sunt animale, în afară de ghidezi cu două ochioare. De-a mamuia tot mai puține și mai puține, doar e tragedie. Mă ating că la noi în Rede tot nu mai sunt deja niciun fel de animal. Nu mai rămas unii înainte, noi ducem vacile. Acolo îmi pierd la noi, cum să zice, livezele cei care au fost tăieti. Eu am fost la păduri la Bănier 3 zile în urmă și am văzut pe căprioară, așa că... Da, dar acolo nu e apă. Cum de găsit o specie? Băi, uite că nu sunt vânător, dar uite că... Nu, că nu am văzut și eu multe, dar am văzut și eu, dar nu știu, că îmi pare că nu e apă încolo. Deci avem următorul... Cum este izvor, parcă, în pădure, nu? Scorparea arborilor... Nu să o leg să sacați tăti izvoarele acolo. Hai, bă, da, ne prinde noapte. Ne prinde noapte. Și avem două ceasuri, Eghe. Ești obișnuit. Plantarea arborilor pe marginea străzilor centrale și altor drumuri unde spațiul permite. Plantat, cred că asta tot nu este o problemă. Marginea drumului sunt linii de tensiune și mi-au tăiat toți nușii de pe marginea drumului pentru că le încurca lor la linii de tensiune și nușii s-au uscat de la toaletarea lor. Asta trebuia să cer impozit pentru că trec cu linia de tensiune peste gardul nostru. Și am pus pe nu știu mai mijlocul grădini. Trebuie de găsit o soluție atunci. Arbori mici ceva de pus, aguț sau ceva, nu? E aguț, nu știu. Asta este o propunere, eu cred că la străzile astea... Să dăm pus cu copaci de... Și la noi legislația prevede și fel de copaci, arbori sau... 3 metri copaci fructiferi, 6 metri copaci de nuci, Oleg. Așa, dacă ai lângă gard, nu, trebuie și 6 metri la gard. Păi când a fost legislația și când am pus noi copaci? Știu că este și legea nucului care protejează nuci, dar cine o citește? Hai. Păi punctul da. Bun, nu. E bun, care, ce spune Ministerul Drumurilor despre sărirea copacilor alături de drumurile, de traseuri? Sau de drumuri chiar, la și distanță se permite. Că am înțeles că a fost o inițiativă de a sări spre Bălășești și a fost stopată de primărie sau eu n-am înțeles corect. Deci, domnul primar... Nu, este, adică sunt niște restricții acum că e clar că e pericol de accident. Ei pun motivul că dacă s-a întâmplat un accident și poate cumva mai derapează mașina sau motocicleta, și prin apropiere sunt copaci, adică asta e motivul care el îl invocă. Dar nu știu precis la câți metri, da, sunt niște parametri care fi străzele naționale, străzele regionale, adică sunt niște restricții, eu acum nu pot să-ți dau un răspuns, dar asta sunt în prevedere în legi, da, corect. Anumiți metri de la centrul adică, drumului. Dacă cineva spre Bălășești, cineva vreau să planteze, acolo practic e imposibil, pentru că este
șoseaua, pe urmă sunt câțiva metri și acolo suntem soce la oameni. Și în soce la oameni ai plantez, dar, dar între șosea și copacul care este plantat, cred că sunt foarte puțini metri și de atâta nu s-o, nu s-o permis. Și acolo e imposibil, da? Pentru că acolo ar fi frumos o alee. Dacă, dacă doar niște copaci de ăștia mici, ca zicem, da, care decorativ, eu cred că da, dar dacă plantezi copac mare și înseamnă că tu la așa cu soții le faci umbră. Îi faci probleme și n-a să permită nimeni. Nu cred că cel puțin puteți să faceți la primărie o evaluare, unul s-ar putea de sădit copaci și s-ar putea de sădit plantat. Unul se poate bine, unul nu. Zicem, de la pod până la colț, la benzinărie, la fermă, o să fie parte de cum să vină niște copaci. Cum, încă o dată, la pod și înspre unii? La pod, băcat așa de 50 de metri până la intersecție. Dar nu-i tot drum, nu-i aceeași problemă. Dar până noi și n-am plantat, nu de anul, am plantat anul trecut, acolo, stadion chiar s-a plantat, nu? Dar parte, dar eu zic la drum, la drum chiar. Apoi de-a mă zic, încoace e drumul, gata, este drumul regional. Dacă mai vrem să mai facem acolo, că eu am înțeles că este, voi ați spus că este un proiect acolo de amenajare a teritoriului, nu? Ei, că eu nu înțeleg ce mi-e vorba. Dacă aici e în fața stadionului, tu asta vorbești, în fața stadionului, nu? Și acolo lângă găzărie. Pe ambele părți a drumului. Cum te duci prin Bălășești? Marginea drumului nu-i voi. Nu. Cum te duci prin Bălășești? Da. Da. Dacă nu este spațiu ăla, cum v-am spus, dacă nu, eu nu știu cât e el, că e 5 metri, că e 10 metri, eu nu mai, nu mă pot să dau amoi răspuns. Cât, dar eu știu că este o restricție. Apoi nu pot. Dar excludem punctul ăsta, nu e posibil. Nu, trebuie de analizat mai bine, de informat. Hai de informat. Așa, de, da. Eu nu le-am depândat. 4, 2, 3, instalarea proșilor de noi, 3 de principale ale satului. Nu știu. Asta e, știu că e un subiect foarte mult discutat și... Eu trebuie, dar cum? Noi, chiar de astea care, măcar centru, hai să zicem așa, centru satului, pe unde merge cel mai mult populația. Îl lăsăm, deci, punctul, da? Da, da, da. Organizarea concursului cea mai amenajată și salubră Mahala. Ar fi o chestie de sporire a entuziasmului civic. Așa, un fel de întrecere socialistă, știa? Care se amenajează, care plantează flori, care își curăță, nu au gunoi, nu dau gunoi prin râchi. Eu cred că eu vă recomandez Mahala. Acolo e cimitirul, cimitirul lumea mai faci curățenie. Păi nu, eu zic că concursul ăsta, cred că în alte sate se face și e destul de eficient, pentru că chiar se vede Mahala. Chiar vin și zic, băi, uite, că muși să ne verifice și noi să ne arătăm încă prost comparativ cu cei cu Mahala. Am dat să facem niște curățenii, mă dați gardul cu vopseaua, cu iasă așa chestii, mă dau gunoi, mai scurt, o chestie de mobilizare a... Auzi, Ion, la noi Mahalau s-a întâmplat un lucru, când a venit Oleg Cernei acolo, el a cumpărat niște flori de astea, care în vazoane, cățărătoare, știi? Uh-huh. Și au pus într-o primăvară, să vezi, deja vă câțiva de-a și cumpără și spun, da, primăvară, da. Când se desprimăvărează, știi, e că tot e un imbog. Da, și schimbă imaginea satului, nu e așa de gri cum era mai înainte. Nu zic chiar așa lucru elementar, dar tot la oameni le place frumosul, dar trebuie promovat cumva. Păcat că nu-i Oleg Cernei să te urmărească cum îl lauzi. Pe la, da. Poate privești? Da, și de laudă. Da, cred că unul dintre și 14 care privești, să păcat că nu știu de ce nu s-a conectat, el te-a întrebat link. Organizarea concursului cea mai amenajată în Salubru Mahala, amenajarea în localitate cu plantarea unui gard din arbuști. Eu am înțeles că o să amenajează, dar nu neapărat cu gard de arbuști, dar e gard de astea de... Nu. Garda care nu e așa acum la lucru, la gunoiște care o avem amuia, săptămâna asta probabil că punem acolo niște stâlpi. Am vorbit cu aceștia, cu pădurare, și au zis că așa, nu au. Spuneam și când bate vântul dincolo, dinspre Cotijeni, tot pelicula asta o scoate încoace la șosea. Că la noi cât de câtă gunoi ăștia e amenajat, așa cum e la ziua de azi, am adus-o la o stare
hai cât de cât acceptabil. Dar nu e chip de mutat gunoi ăștia de acolo, întrebare, poate nu la loc. Am să vorbim la întrebarea asta, e mult de vorbit, dacă vreți ideea care o am, pot să vă spun. Că gunoiul ăștia e clar că e de acolo trebuie să lichidată și gunoiul trebuie să o facem separat. Atâta, asta e ideea ce e mai important, dacă o facem treaba asta, o luăm de acasă separat. Gunoiul menageră o putem depozita unii noi și o cotim de cuvință, plasticul e separat. Mai departe de sat. Cum? Cât mai departe de sat, pe acolo, prin la cai, prin părtășeri, așa de mahala și e singur saraș, cu chiși e acolo, cu putoare și e. E drept. Asta e și ideea, că următorul consiliu, eu cred că să accepte consilierii. Asta și ideea. Utilizăm o remorcă care ea strângă separat gunoiul, adică noi avem bucători angajați, care, doi angajați care să meargă cu remorca și de acasă luăm separat. De acasă luăm separat. Și de mai este gunoiul, menager, îl descărcăm unde avem un loc, noi determinăm un loc, unde el nu contaminează, nu-i nimic acolo. Ca de obicei cine, un metru cineva prin o gradă, niște resturi de mâncare, sau eu știu, adică el n-a să contamineze. Plasticul, care este cel mai periculos, și avem noi, care contaminează plasticul, sticla și este în aceeași remorcă separat. Adică să avem patru contenedori, patru separați în remorcă, care să luăm gata separat. Și apoi aici separat să avem loc unde să-l depozităm. Ca ulterior îl vindem, îl vine și ne-l ie, ca să nu contaminăm. Asta e cea mai bună idee. Da, adică, măcar duse de lângă sat. Asta e foarte important. Nu, ca să ducem asta, putem merge după ideea cum au fost contenitoarele astea, că nici nu l-au luat și ne-l-au dus și nu ne bătem capul. Dar soluții totdeauna nu dăm. Fiindcă dacă îl iei de aici, de la noi și îl duce la prepță și îl deșartă, tot așa e contaminează, tot așa e face. Indiferent. Eu o văd ca soluție doar numai că noi singuri să separăm noi singuri, asta e soluția. Așa o văd eu. Da, dar bun, dar măcar de depozitat tot mai departe de sat undeva. Păi avem, am grăit cu astea, cu acces al grup, am vorbit de Romanovca de casă și care este acolo. Înțelegeți că unii depozităm noi plasticul ăsta, unii noi acolo putem amenaja o teritorie, unii îl putem strânge, îl compacta. Ca ulterior, că plasticul, am înțeles că chiar am discutat, dar nu ne-au spus că trebuie separat, el se vinde așa cum se vinde, cu tunelul sau mult, dar măcar îl iei și îl duci la undeva unde el se reciclează. Și sticla tot așa, fierul tot așa și ceilalți... Ok, astea noi le-am pus în plane pe lansare, mai bine răscris, organizarea unui sistem de colectare separată a deșeurilor, da? Asta e. Da. Adaptarea unui utilaj pentru colectarea separată a deșeurilor. Asta e important, adică aici o remorcă trebuie utilizată pentru separare, pentru că dacă mergem după principiu, nu după principiu, după altă idee, că ne cumpărăm un automobil, apoi el costă în primul rând scump, el costă 30.000 de euro, dar ne trebuie șoferi, adică cumva trebuie să facem eficient și cu ce aici avem, ca să nu complicăm situația, așa o văd eu. Da, automobilul care este, ce cu dânsul, el funcționează sau... Care automobilul? Mercedesul este care colecta până acum deșeurile. El nu știu dacă... El e primărit. El nu e nostru, el e consiliul regional. El în primul rând în sat el nu poate intra. El numai doar distrează de centrale. Și nu știu cum... Dar iar merg după ideea. Nu-l iei de la noi și unde îl duci? Că îl duci, dacă nu îl duci undeva la reciclare, n-am făcut nimic noi. Noi îl pusem la luat de aici și l-am mutat dincolo. Atât. El tot așa contaminează și tot așa mai și departe. Și l-am dus de pe moșeia noastră, așa să fie mai... Dacă l-am dat după poartă, da? Da. Exact, așa și lumea din sat. Mătru numai până la poartă. Partea asta l-am tăinut la dânsul. El nu trebuie să mătru. Nu. E, da, nu. Nu numai mătru până la poartă. De în drum cu noi. Asta tot e parcularitatea pe Peneanul. Asta e adevăr. Nu, am o să mai schimbă cât... Băi, da, mai avem, eu nu spun că nu, dar totuși lumea și ușor, dar uite că... Sunt niște gospodării foarte frumos amenajate și anual oamenii, de fapt, mă ții dragă să mergi pe lângă poartă la dânsul, înțelegi? Și aici, poate, pe timpuri nu se face. Și e ca așa unul de la altul și ușor. E timp, dar totuși se face, nu? Nu e gata. Deci, hai să vedem la punctul următor, îmbunătățirea eficienței energetice. Deci,
noi și cu utilajele, chestii. Eficiență energetică, și să adăugăm punctul acela cu potențialul eolian, da? Un da. Audit, s-ar cere un audit a potențialului eolian pe, în zona și aia. Probabil ați trebuia să facă demersuri primărie, la instituțiile abilitate, agenția, da, Nicu? Agenția de eficiență energetică. Aici este autoritatea principală, care se ocupă și iau și grantă, știu că. Nu trebuie să fac un audit și zic că aici este un potențial care merită fi valoare, adică o să aduc profit, poate fi profitabil. Nu, exclus că ei știu de asta, dar oricum trebuie de întrebat. Există așa proiecte investiționale? Putem noi să ne implicăm în trânsul? Da, pentru că asta o să fie ca bază a atragerii investițiilor. Spune-mi, nu mă plec eu. Să jos. Substituie și eficiența uza plafonelor de iluminare stradală cu plafoane LED. Asta este în plan, de joc proiectele astea nu știu să mai fie cu astea de la DAR. Nu, sper că o să meargă mai departe, dar vezi că rectificările astea bugetare să nu fie excluse cheltuielile. Da? Nu știu, eu n-am nicio informație. Nu. Eu am sunat, am zis că după data 15 să ne spui ceva, clar că eu să scoi astea, să vedem, clar, proiectul ăsta era foarte bun. Da, Doamne, să le ducă mai departe, dacă fost bugetați bani, nu să așa sume enorme, că să le rupă de acolo, să le mai departe. Termoizolarea edificiilor instituțiilor publice, primăria, casa de cultură, grădinițele și așa mai departe. Deci tot de la proiecte, dar cu sfie, trebuie aplicat neapărat de termoizolare edificii. Înainte era în vogă proiectul acesta de termoizolare, tot de la Fondul de Eficiență Energetică, mai era energie și biomasă, proiectul acela. Da. Să cam s-a terminat. 4.3, amenajarea unui parc fotovoltaic. Iată nu e ce avem, parc fotovoltaic, dar parc fotovoltaic, nu știu, mai degrabă eolian decât fotovoltaic. Sunt foarte, foarte mari costurile la investițiile astea, sigur, da, da. În plan, dar ele sunt într-adevăr, dacă sunt subvenționate, după asta încă poți mai trage anumite foloase din el, dar așa sunt costuri foarte mari, din cât eu cunosc, dar nu sunt specialist. Da. Deci putem să le excludem, dar el nu încurcă nimeni. 4.3.4, elaborarea și implementarea unui plan de măsuri de conștientizare de către populație, eficiență energetică, utilizare resurselor energetice, regenerare. Măsuri de conștientizare, elaborare și implementare unui plan. Pe asta, pur și simplu, seminarii sau discuții sau prin școli, de educație a oamenilor. Asta nu e o chestie cât de complicată de făcut. Cred că se poate făcă niște campanii de genul ăsta, inclusiv online, inclusiv pe site-uri, pe paginile astea, au un oricare impact. Avem două pagini destul de puternice în comunitate, așa, destul de urmărite, așa că cred că poate de utilizat toate mijloacele pentru chestia. Obiectivul specific 4.4, sporește nivelul de conștientizare a populației prin protecția mediului. Eficiențe energetice, nu, atât, nu așa am vorbit eu de mâncinciu. Informarea populației prin necesitatea explorării raționale a resurselor naturale, solului și apei. Tot aceeași. Chestii care fac și copiii de la școală, văd că s-au activizat, este prin societatea civilă, niște măsuri de astea cred că sunt posibile. Uh-huh. 4.3. Organizarea activităților extracurriculare, dedicate orei planete. Mai scutezi să-ți chestia de ordin de educație. Cred că ele și acum se fac, poate ar putea fi mai vizibile. Da, domnul primar? Da. Noi am făcut, adică ele se fac. Iar asta nu știu cum, că cine spune? Eugen, da? De amendare. Este un punct care să-i ți-ar plăcea cetățenilor pentru acțiuni de ce afectează mediul ambient. Amendarea trebuie scurtă, pusă în prim plan. Trebuie să existe și măsuri de constrângere și de convingere. Altfel, ce să-i faci? Asta e mentalitatea. Trebuie un sistem de părâre a vecinilor între dânșii și acel care părăiește să aibă un procent din amendă. Exact. Nu, e de dorit, sigur, să fie
binevol, prin conștientizare, dar dacă omul nu înțelege de noi un drum continuu să-l dea, ce să-i faci? Stai la bătaie cu dânsul. Zic, părăchii legale și da. Consolidarea capacității administrației publice locale și asigurării protecției sociale. Avem și aici 5 obiective specifice. Elaborarea unui plan de dezvoltare profesională a funcționarilor oficialilor leși din cadrul APL a localității. Există așa ceva? Trebuie să existe, da? Poftim? Nu. Plan de dezvoltare profesională. Aveți? Ei, nu, nu. Aici sunt, vă spun așa cum este, adică noi planul ăsta nu-l avem. El este la nivel, să zicem, de țară, unde suntem funcționari, suntem la o anumită perioadă, suntem chemați la anumite seminare, la recalificări și așa mai departe. Dacă avem în primărie, iaca eu trebuie să nu. Chiar că nu avem. Nu știu dacă și-o are cineva, de asta nu știu. Domn primar, ziceam, cine e responsabil acum din primărie de scrierea proiectelor? Faceți asta cu resursele interne sau aveți cineva care vă ajute pe sus? Ca unul ești tu care ne ajută, a doilea este Ion și noi îl scriem. Adică e clar că ar fi foarte bine dacă noi am avea specialist, dar specialist vorbesc nu în facilitare, cum noi avem un specialist în atragerea investițiilor, așa este un bun. Dar e clar că el nu știe cum scrie, pentru asta trebuie să înveți. Da, el monitorizează cu sursele proprie că noi scriem un proiect, dar totuși, dacă un proiect să aibă succes, eu așa văd. Sau sunt firme care le fac acest proiect și clar că este un cost pentru proiectele astea, sau trebuie să vii un specialist bine pregătit de undeva. Dar păi, problema asta numai de cât trebuie de soluționat. Majoritatea din activitățile care le-am pus noi aici în plan sunt de atragere de proiecte. Și trebuie primărie să aibă o viziune clară. Ce facem? Cu resursele proprii încercăm așa, mai implicăm unul altul sau găsim cineva poate cu care să conlucrăm, o organizație, o companie, sau de găsit o persoană din primărie care să o instruim în domeniul ăsta. De altfel, ați fi cam complicat de realizat multe din activitățile. Noi avem persoană, dar eu vă spun așa cum este. Și nu știu, poate sunt primării care au așa specialiști, dar totuși nu cred. Pentru asta trebuie să fie o firmă care tu ești garantat că i-ar scrie un proiect. Chiar și tu cât de specialist, proiecte sunt diferite domenii, și adică nu cred eu că un specialist, unul singur în primărie, ar putea scrie orice tip de proiect. Nu văd, nu știu cum. Da, imposibil asta. Nici nu pot să nicăieri nu o să faci așa. Sigur trebuie apelat la speciale firme care se ocup cu... Da, ei au anumit procentaj, probabil că dar precis da. Că așa e. Plus la asta, chiar un sat așa de mare ca Pepeni, nu are în primărie un inginer sau un arhitector, măcar, cât de cât, pentru proiecte din afară. Să le implementez, cineva trebuie să le dea garanție. Aici e o problemă, nu numai de primărie, bine, dar vorbim numai de primărie acum, numai de primăria noastră. Da, eu asta văd, dacă vrem într-adevăr să câștigăm ceva proiecte, oare mai multe proiecte, apoi numai așa văd, că noi cineva trebuie să contratăm, da, noi avem un specialist, adică informația o are, poate să faciliteze orice, poate să ducă, poate să aducă, poate să scrie la curent orice, dar ca să un proiect să-l scrii. Și mai ales de ce? Încă la noi încă sunt cum sunt, dar dacă, după cum spun ei, că acum vor veni niște surse, nu știu, din fondurile europene și noi putem accesa direct, da? Primăria direct să acceseze fondurile europene. Iar că aici chiar că să trebuiască specialist. Că aici nu mai mergi că eu n-am asta, că virgula asta aici nu, dar data viitoare îți prezint nu știu ce, n-ar să meargă. Ai mic pachetul de documente și l-ai prezentat și atât. Așa da. E în orice caz, așa e în România. Dacă asta mai decât ar trebui scris acum sau în planul ăsta strategic, trebuie să fie abordarea asta scrisă. Că trebuie găsit o companie sau organizație, un ONG care face lucrul ăsta și disemnat cu dânsul poate un parteneriat ca să lucreze termen lung. Sau mai multe firme, specializate, unele pe infrastructură, altele pe proiecte personale, altele pe alte domenii. Dar înseamnă că, uite, asta o să fie abordarea și trebuie de lucrat ca, atunci când apare apelul de proiect,
Nu căutăm atunci voie că peste o săptămână trebuie scris proiectul, de unde găsesc specialist care să-l scrie. La de start găsesc dar una, două, trei, câte ar putea să fie organizații de astea, permanent să fie la contact și atunci când a apărut apelul de propunere, să scrie și să depune. Nicolae, eu dacă nu mă greșesc, tu lucrezi în domeniul ăsta, da? Da, eu lucrez în domeniul ăsta, dar uite, nu există nicio organizație care să fie specializată anume pe domeniul ăsta de proiecte pentru apelie. Noi scriem pentru ONG-uri, așa, dar pentru apelie sunt mulți proiecte de infrastructură, care chiar acum nu uitam cu domnul primar acolo, sunt niște chestii tehnice și sunt de reparația drumurilor, de infrastructare, trebuie niște certificate care, dacă nu ai specialiști buni în asta și nu ai experiență, atunci cam nu prea merg. Nu, există ONG-uri de astea, dar de fapt sau asociația de aici, de start, că trebuie să aibă, pentru scrierea proiectului, scrierea finanțare. Adică, nu să facă gratis, trebuie din start, de înțeles, de plătit și asta e, dar cum? Ideea că îl câștigi, nu câștigi proiectul, tu trebuie să-i plătești pentru plată. Ce să faci? Nimeni nu o să-l fac gratuit. Nu sunt la vreo 90 de mii, dacă 100 de mii de lei în proiect, așa solid. Și dacă e 100% garantat, e bună, dar atunci în momentul în care sărăcie asta din bugetul primăriei, cam aici asta, asta e constrângere. Sunt diferite forme, dar cei care scriu, dacă sunt mai flexibil, atunci se găsește formulă ca să fie o parte la început, o parte în proiect, mai adaugă. Dar important e ca nu te ratat propuneri de proiect atunci când lăsăm acesta plan secund. Aici trebuie de lucrat anume cu companiile respective, care au și experiență, au și... Da, eu am vrut să vă mai întreb ceva, Ion, dar proiectele singure, ele nu vin cu costul lor privitor la direcția lor, am în vedere că cine să le scrie tot să aibă finanțare în trânsle. Nu, adică europeni au, dar astea nu prea. Beneficiarul scrie. Ești beneficiar, îl scrii, de-am cum îl scrii, îl mănești pe om să scrii sau îl scrii singur, problemele tale, dacă îl scrii bine... Nu bine, dar direcția tot trebuie plătit, ar trebui să vii în proiect, zic eu. Elaborarea proiectului, nu. La fondurile europene este așa, costurile de scriere a proiectului sunt costurile eligibile în proiect și se adaugă acolo. Dar noi, dacă nu suntem încă țară candidat și nu avem fondurile structurale... Eu am vedere costurile și executarea proiectului, fiindcă totuși ca să faci un proiect mare, dacă vorbim, faci un proiect mare, cineva trebuie să-l implementeze și să-l vigileze. Asta e tot un cost. Asta se face, acolo proiect, dar spune în buget cine execută. Problema e când scrie, nu știi, l-ai câștigat sau nu l-ai câștigat. Și atunci unele fonduri europene au partea asta de scriere, o pui ca și cost eligibil. Dar acum ceea ce avem noi în țară, nimeni nu acceptă asta. Îl scrii cum poți și cine poți. Și atunci trebuie ca primăria să-și aloce niște fonduri pentru scrierea proiectelor. Spui deoparte, să-l treacă prin Consiliu, spune importanța lor, lasă-te deoparte niște bani. Ce fac alte primării? Noi ați discutat ce fac alte primării. Care sunt primării model la noi în țară, adică care atrag proiectele? Uitați, eu știu ce să vă spun, asta nu e o noutate, înțelegeți? Ca să atragi repede astea, trebuie să fie de la guvernare. Și dacă luați, uitați, care sunt model și să vedeți primare care sunt, acei care au fost la guvernare permanent, acei au cele mai bune rezultate. Adică dacă au fost scurușă, dacă soviet, dacă au fost cealaltă și lui a fost tot una la primarul cealaltă și el... Și el așa... Asta ai acces la fondurile astea de la DRE-uri, de la... Agenții de dezvoltare regională, astea, da, într-adevăr, dacă ești cu guvernarea, ăștia îți dau fonduri, uneori și până la 20-30 de milioane, da. Este din buget public, dar sunt proiecte care nu țin de buget public și acolo nu țin de preferințe politice. Eu vorbesc despre fondurile externe, despre bugetele astea care dau din proiectele europene, din proiectele USAID, adică despre asta trebuie. Faptul că există chestia asta politică, afilierea asta politică, noi știm, hai să găsim soluții. Deci totdeauna au fost corect și noi nu trebuie să ne oprim aici. Dacă putem să luăm de acolo, bine, dacă nu, ne retorc în altele, nu lăsăm în jos. Nu, ele sunt se monitorizează, știi? Și într-adevăr, cum spune Nicu, trebuie să fie o persoană. Amu când scriu proiecte, scrie pe lângă
pe lângă aici care o scriu. Voi luați pe cineva să vă scrie un proiect, o organizație, da? Cu plată, da? Să-l zicem care e o organizație externă. Luați să te ieși să învețe fata aceea sau cine, specialistul ăsta, încerci și ori să crească. Eu sunt cursuri de reciclare, de cursuri de creștere. E imposibil, Ion, pentru că dacă vrei să faci un proiect de în construcție, trebuie parametri tehnici, trebuie nu. Cineva să calcule, nu poate. Asta e... chestia, de asta explic. Eu nu zic că să facă proiect ceva tehnic din punct de vedere ingineresc. Să fie o persoană care știe cum să caute proiecte, să le găsească, asta îți găsești în exterior oameni, deci să caute proiecte. A, asta e. Dar sunt o mulțime de proiecte care trebuie cineva să știe cum să le caute, să le găsească pe și rețele, și site-uri, și platforme, pentru că ele sunt foarte multe, și internaționale, și europene, și în Moldova este civică, deci și permanent cu ochiul pe asta, zvați ce facem, iese, nu iese. Deci momentul ăsta, pentru că era, eu nu știu cine este acum, dar fata aceea care a fost la voi până la asta, Victoria, deja a început să deprinde, să prinde șirul, coleg, da. Domn primar, a început să prinde șirul, dar asta trebuie timp, și salariile sunt mici, noi înțelegem toate chestia asta. Sau și nu sunt motivante salariile, e o mulțime de probleme, da? Asta e. Trebuie de găsit o soluție. Da, așa Nicolae are dreptate, că așa noi trebuie să o punem ca strategie, nu ca în strategie o punem. Cum? Oare găsim sursă? Dacă găsim sursă, noi îți găsim cine? Că suntem cu scrim noi aici pe loc, adică cu specialiștii noștri, care ei ar fi trebuit și privilegiată sau un pic remunerat chiar că au câștigat un proiect. Ca exemplu o dau, da? Băi, că uite, o scris așa, niște fieți au scris un proiect și au câștigat. Ar fi bine că, ia ca poftim, din sursa aceea, aveți atâția bani, nu cred atâția bani, dar un premiu sau eu știu. Un procent oricare. Un procent oricare. Ia ca, uite, ca o idee foarte bună. Nu, de regulă lucrează în felul următor. Trebuie să fie o taxă fixă pentru scriere, adică cât e de voluminos. Și după asta, dacă el câștigă, e procent din proiectul acela, dar iarăși nu trebuie plătit din bugetul primăriei, dar trebuie făcut așa bugetul deja proiectului să fie inclus banii ăștia. Adică primăria să plătească la început până să câștigă, după asta mici costuri să fie acolo. În fine, astea sunt detalii artificii. Detalii, da. Ok, dar o să includem aici cumva pregătirea unui specialist sau instruirea unui punct. Să spunem așa, dezvoltarea capacităților cumva de resurse umane ca să tragem proiectele. Și deja vedem, reușim să găsim niște organizații care semnează un parteneriat de lungă durată sau se dezvoltă persoane pe intern. Sau mergem în paralel, cum ați spus. Dacă este cineva care e gata să învețe, asta ar fi foarte bine. Măcar să coordoneze procesul. Iată, este proiectul, el se regăsește, se uită în strategie, se vede ce activități noi avem planificate și care se încadrează cu criteriile de la donator. Și mai departe, uite, trebuie specialist tehnic pe cadastru, trebuie specialist agronom ca să facem proiectul de agricultură. Și el se ocupă cu coordonarea la asta, nu neapărat scrie el, dar măcar știe pe ce persoane să caute și unde să-i găsească. Da, corect. Corect, dar ar trebui să producem, oameni. Să producem, dar eu mi-am notat. Delegarea angajaților primăriei la studii și cursul de dezvoltare profesională organizate de firmei de administrație publică și alte instituții și organizații. Nu știu dacă trebuie, oricum să... Putem să o excludem, dar oricum să deleagă, da? Sau putem să o găsem, că asta nu e. Da, asta nu e ca strategie, asta e oare așa să faci, înțelegi că dacă sub... Da. Adică nu văd eu ca strategie, dar dacă să rămâi, nu văd ca strategie. Timp de experiență prin organizarea vizitelor de studii în țară și peste hotare, cu implicarea actorilor locali, inclusiv cu partenerii și comunitățile înfrățite. Noi încercăm să facem lucrurile astea, cred că și pe viitor asta poate fi făcut și cred că trebuie de la stat. Da, aici da. Funcționarilor primăriei, managementul proiectelor și aici am înțeles, nu? Și accesarea de fonduri. Da. Asta e punctul ceva care l-am discutat. Amenajarea primăriei și adaptarea încăperilor pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru al angajaților și sporirea confortului populației. Asta se lucrează tot în măsură de venirii fondurilor, că din bugetul primăriei n-a să faci mare.
implementarea principiului de ghișeu unic în procesul de oferire a serviciilor populației. Iar și acum trebuie să fie un singur ghișeu, nu? Păi, nu știu dacă funcționează. Bun, dar adică din același loc obții toate documentele. Implementarea ghișeului unic la noi este un proiect, probabil el a și bine implementat, e la fază doar de discuții. Noi am fost selectat, adică primărie, ca să avem un ghișeu unic la Pepeni. Uh-huh. Nu știu cât este de real sau cum el va fi implementat. Încă de anul trecut, adică am fost cumva anunțați că la sfârșitul anului. Adică suntem selectați într-un proiect de genul ăsta, ca să ghișeu unic să fie la Pepeni. Am să vedem. Crearea unei întreprinderi comunale pentru prestarea mai eficientă a serviciilor. Întreprinderi comunale. Asta ne trebuie. Pentru ca să fie acolo și cu apa și cu canalizarea, că nu o să fie. Întreprinderi comunale sau intercomunitare, că s-ar putea să fie pentru mai mult, adică comunale sau intercomunitare. Da, aici spunem în paranteză intercomunitare deja. Pepeniul cu Bălășeștiul poate să facă mai multe chestii, servicii de astea împreună, că ele sunt legate, practic, așa. Foarte strâns. E mai greu pe celălalt să le atragi la comunități, ca să fie și mai mare. Instalarea unui sistem de supraveghere video. Vorbeai ceva, domn primar, despre chestia asta? Îl lăsăm în plan, dacă o să fie, o să fie. Eu situație, da. Da. Organizarea unui post de pompieri. Am înțeles, tot este începutul și sunt șanse. Da, e la fază de începere. Am văzut cu pandemia asta, el o le-a oprit. O să vedem că... Adică intențiile este că să deschidem un post de pompieri la Pepeni. 5.2. Extindere de serviciilor informaționale și centrarea relației în stație cetățean mediul asociativ. Elaborarea planului de comunicare și de informare a APD cu cetățenii. Nu știu, trebuie elaborat un plan sau există? Adică un plan acolo trebuie depus ce fel de... măsuri trebuie întreprins pe parcursul anului. Cred că nu e atât complicat să faci de comunicare. Câte ședințe... Comunicare. Audieri, ședințe de dezbateri publici. Deci noi o facem, adică... Știi, poate de introdus într-un plan, ca să fie anual, să vadă lume, de exemplu, pasezi pe site și spui că urmează să facem asta, la elaborarea bugetului, la ce, deci evenimente care sunt importante, ca lumea să știe când o să poată să participe la... să informeze, să participe la dezbateri și așa mai departe. Cred că asta se poate făcut. Uh-huh. Actualizarea sistemică ca paginii de Facebook a primăriei. Sistematic. Asta se face. Aici se introducem probabil știți ce care o cu îmbunătățirea sau renovarea sau optimizarea paginii web a primăriei. Informarea sistematică a populației privind problemele APD și a localității și soluționarea lor. Mă, ele cam sunt legate cu chestia cu comunicare, da? Da. Transmisiunea live ședințului Consiliului Local. Noi ne-am asumat chestia asta la asociația în proiectul ăsta. Sper că la proiect, la ședința asta, în sfârșit o să transmitem online. Că... cu toate problemele astea care au fost. Din decembrie nu a mai fost ședința Consiliului. Nu. Sau din noiembrie, 5-2-5. Îmbunătățirea paginii web a primăriei. Da. Nu, iar au toate chestii care am discutat. Și uitasem că noi le-am pus atunci. 5-3-1, consultarea populației, a societății civile și a mediului de afaceri în procesul decizional. Nu sunt niște puncte care ele se fac de regulă, dar le las să fie, așa ca strategie. Crearea 15 consilii de cartier. Cred că anul ăsta până în iulie ele o să fie gata, o să fie ședințe și absent de constituire, o să fie, credem că o să mari de proiect. Crearea Consiliului Local al Tinerilor. Nu există la Pepeni, da? El este, dar nu știu dacă el e înregistrat. Dacă așa nu pot spune, așa mai degrabă Eugen poți să ne spui ceva. Eu nu cunosc nimic din... anume să fie Consiliul Tineriei, dar unică și am creat un grup de voluntari cu care comunicăm împreună, da, când
sunt careva activități și ne străim să participăm la dânsul. Până când la, e la limita asta, adică de voluntar, da? Mai departe, mai multe teme de discuții nu avem. Da. Poate de lucrat în direcția asta, pentru că Consiliul Local de Tineri nu trebuie să fie înregistrat ca și un ONG, dar ei se înregistrează la Ministerul Educației, Cultură și Cercetări, este un regulament cadru după care ei se înregistrează și ei automat deja devin parte din rețeaua națională a Consiliilor de Tineri. Și pentru asta, adică, nu cred că nu trebuie într-adevăr foarte mult efort, mai ales că un grup de tineri este închegat și pur și simplu trebuie de ghidat cum ei devină parte din rețeaua asta. Și e o chestie tare bună, care eu chiar o recomand ca ei să o facă și noi avem și noi în prioritate și eu chiar am să mă implic, o să încercăm ca să creăm Consiliul ăsta local, să el să funcționeze și să fie legat cu rețeaua celălalt de națională. Iau și granturi acolo, au și diferite activități, adică e bine. Da, Nicolae, implică-te. Băi, am pus chestia asta, dar eu nu știu de ce am scris-o, dar n-am terminat crearea unei asociații obștiești. Asta ce și-am scris, de fapt, o asociație a oamenilor de afaceri din localitate. Asociația obștiești n-a să ocupi primăria pe chestia asta. N-a să-i impună oamenii. Adică eu, la început, la momentul ăsta, care la obiectivul strategic care ține de business, noi aveam un punct care se numea organizarea unei asociații a oamenilor de afaceri din localitate. Eu nu știu dacă ar fi asta un ONG, de fapt. Nu știu, punctul ăsta cred că trebuie exclus. El nu are rost. Nu e... E primatul pentru ONG înregistrat, nu prea văd sensul ca oamenii de afaceri să-și facă chiar un ONG. Poți să facă o platformă de discuții, de socializare, de anumite probleme, să le identifici, dar ONG-ul presupune cheltuieli, presupune... Da, dar atunci asta eu cred că o să le exclud. Dacă cineva o să vrei să facă ONG, o să facă. Nu neapărat de ONG-uri avem destule, nu avem cine să participe, nu are cine să scrie proiecte, nu are cine să... Deci, din câte am înțeles, și Nicolae are ONG, da? Nicolae. Noi am creat, da, o inițiativă, noi, dar pur și simplu vrem să mergem pe regiune, pentru că eu chiar cred și o să insist pe dezvoltarea mai departe, ca regiunea noastră totală, Pălășeștiu și Slăveanca și Pepeni, Comuna Pepeni, și chiar să facem și un gal și să facem diferite proiecte, comunitățile separate, nu o să reușim să facem nimic. Avem o regiune care e destul de compactă și în cazul ăsta noi vrem să pornim pe niște proiecte care să vină la nivel de regiune. Am pornit-o, vedem, acum ne-am oprit și noi un pic și din cauza la carantină și la izolarea asta, dar intenționăm ca să mergem mai departe cu acțiunile care ne-am propus. Cât zic, partea regională, Nicola, voi e bun, că cu Bălășești oricum noi suntem așa foarte strâns legați, da? Știu, pentru Gal nu e suficient pe aceste două comunități, trebuie măcar pe Cotijeni de atras. Exact, dar oricum, pentru altceva, ca să atragi un investitor, ca să zic, de o croitorie, o fabrică ceva acolo, sau să atragi un proiect acolo, trebuie, o singură localitate nu poate, trebuie o concentrare mai mare de locuitori. Și de asta, băi, cu tinerii de la Bălășești vin o grămadă la Pipeni și învață. Nu știu, dacă să mă duc acum în centru, la club, la discotecă, nu știu dacă să mai faci acum, dar localitățile sunt atât de strâns legate, pentru că multe activități chiar trebuie făcute împreună și trebuie acum să ne întâlnim separat, iată, noi suntem mai dezvoltați, noi suntem mai puțin dezvoltați sau noi cu strategia noastră, cu strategia lui. Asta e de perspectivă, atâta timp cât încă nici strategia asta de descentralizare nu a fost pusă în aplicare, eu am înțeles că una din scenarii ca să fie comasate a periurile astea. Dar vedem cum o să discutăm mai departe. Dar mi se pare că avem ceva acolo cu government. Poate organizarea mestor atunci, dezvoltarea platformelor de discuții pentru dezbatere problemelor locale și elaborarea politicilor locale. Mestor atunci, dezvoltarea platformelor de discuții. De fapt, aici am pus apeleu, cred că aici putem și ONG-ul, societatea civilă am pus. Dar aici putem să ne implicăm în Nicolae. Acum au ăștia de la dezvolt, au a doua fază, dacă ai văzut. Și noi ne gândim că noi mergem cam greu și cu primul proiect, proiectul ăsta, că nu are cine lucra, știi, proiectul ăsta, care acum suntem. Dar a doilea ne gândim să facem o chestie anume cu organizarea unor ședințe de dezbateri publice sau dezbateri de genul ăsta TEDx, știi? Cu invitarea unei persoane notorie care să spună în fața auditoriului, știi? Așa vreo 10-15, pentru că
stimulat într-un fel spiritul civic, ca lumea se implice, știi? Chestia de dezbatere tot timpul cam o leacă frământul lumea, o leacă pornește, pornim ceva, un activit civic mai asta. Și cred că ne gândim la chestia asta, nu știu dacă reușim până pe 15 să facem un proiect și să-l depunem. Susține, o idee foarte bună care trebuie. Nu mă gândesc că nu avem. Realizat. Poate vă implicați voi, poate facem un parteneriat. Noi acum, până la un proiect pe 15, este tot ați văzut că civic de la ALDA, Asociația pentru Locală pentru Democrație, ceva de genul. Nu, am auzit, nu știu că fac, dar nu. Și așa, e destul de interesant proiect, adică nu-s bani mulți, dar pentru activități de dezbatere, de transparență la nivel local, e foarte bun. Doar că noi, eu am început să scriu un proiect cu primărie de la Bălășești, pe platforma asociației și nu mai reușesc ca timp și ca efort să mă mai dedic. Păi iertă și eu tot, nu știu, poate facem noi până 15 un proiect mai simplu, așa, că nume de o 10 ședințe de dezbatere publice, cât ar fi. E bună pe temă economică, anume dezvoltarea antreprenoriatului, iată, noi am domnul Victor. Da, mai multe teme, pentru că chiar pot fi făcute online, că văd că pur și simplu trebuie lumea să mai obișnuiască și cred că ar fi destul de eficient de dezbaterea asta, ședințele astea online. Într-adevăr, e foarte mult un plecat care are și să spun cazul. Dar mai vedem, elaborarea și implementarea unor proiecte comune cu comunele înfrățite. Asta dacă o să existe, o să facem. Proiecte comune, dacă se există finanțări, zicem, de la Uniunea Europeană, sperăm că o să fie, dar nu știu ce o să fie după. Avem două comune înfrățite în România și poate o să putem. Vizite de schimb de experiență, participarea la evenimente de cooperare din comunele înfrățite. Asta se face, sperăm că o să mai vin. O să continui colaborare, inițierea dialogului cu comunele învecinate. Chiar asta ține, în vederea construirii unui grup de acțiune locală. Aici noi asta am inclus, am înțeles că o să fie o lege, ca să poată înființa, ține galurile la nivel național, deci de către stat. Până acum erau finanțate din proiecte externe, dar acum ca să finanțeze din... Sperăm că din exterior nu mai avem bani, sperăm că se există și aici posibilitate și în cadrul chestia asta să facem și noi galuri. Nu, chiar și banii din exterior care o să vină pentru galuri, tot se planifică să treacă prin AIPA și acum partea asta din fondul de subvenționare care s-a dat pentru dezvoltarea locală o să fie inclusiv pentru galuri. Chiar așa ar fi perfect. Da, au fost până acum apeluri chiar de eu bani ca să constituie este. Noi atunci eu am scris, domnul Cernei spune că se lucrează, dumneavoastră lucrează la asta și el nu a intrat. Nu știu, n-am auzit despre chestia asta. Eu văd atragerea așa Cotiujenilor, cu toate că e peste drum și nu există un drum normal până la Cotiujeni. La Prepița cred că e mai greu, nu știu, este un specific local acolo. E mai greu cu deja, dar Cotiujeni ar fi mai simplu, dar problema cu drumul. Dar vedem, asta e, nu decid eu. Trebuie să inițieze și să vorbească așa, ca printre altele, domnul primar, să mai duci, mai întâlnești cu primar din Prieb, zic, și cum vezi tu chestia asta? Vorbești cu cel din Cotiujeni, cum vezi, poate facem un drum de la Bălășești până la Cotiujeni, în cadrul la galul ăsta, ca să nu conjurați voi 70 km să ajungeți până pe ploaie, să ajungeți până la Pepeni. Cât mărgi până la Sângerei? Fac voi 50 km, da? Prin Sângerei. Dacă la Cotiujeni să ajungi până la Bălășești, și-i ploaie, și-i glot, apoi trebuie să duc la Drăgănești, la Sângerei, vă 25 km și încă vă 25 la Sângerei până la Bălășești. Vă 50 km. În așa 5 sau 7 km. Tot e o chestie care... și obiectivul ăsta, vezi, 5-5, protecția socială a populației. Nu știu, aici probabil se pretează mai mult, iar aici dacă mai este Oleg Bregă cu noi, el partea asta mai bine. Cunoaște domeniul, protecția socială a populației am pus doar deschiderea unui centru de zi pentru bătrâni și copii din familii social vulnerabile. Un centru de asistență sau în care să primească măcar o masă caldă sau ceva de genul ăsta. Un centru de zi la care să lucreze o persoană sau două
angajate și să vină bătrâni și să terminau un izbuț și să mănânce o masă caldă sau copii din familie social vulnerabile care părinții nu au grijă de pește, să poată să vină și să mănânce o zamă, un borș odată pe zi. Cam la proiectul ăsta nu ne gândim să-și încadrăm la asociații, nu știu, foarte multă lume, mai ales e-mail-ul a fost pentru un astfel de proiect, ca să implementăm. Majoritatea centrelor care le cunosc de felul ăsta, ele funcționează cu suport la fundații străine. Corect, asta am vrut să spun eu, Nicolae, am vrut să știu. Și care te-a scurat? Sunt câteva sate, da? din auzite și din spuse, care au implementat acest gen de proiect, da? Și ele au funcționat doar acei ani care au fost subvenționate din fondurile străine. În momentul când fondurile astea s-au stat, adică nu s-au mai prestat servicii, că administrația publică locală nu are capacități, nu are posibilități, mai bine zis, capacități poate și are financiare ca să meargă mai departe cu așa gen de proiect. Da, să aminte acum de ceva. Este la Nord, la Bălți, organizația Casmed și ei fac îngrijiri medicale la domiciliu pentru persoanele bătrâni care au anumite dizabilități sau care au nevoie de îngrijirile astea. Și ei au semnat parteneriat inclusiv cu niște primari din Sângerei, adică area lor de activitate cuprinde și raionul Sângerei. Trebuie interesat să fi văzut cu dânșii, poate ce presupune parteneriatul ăsta, că ei semnau cu fiecare primărie și era tot o leacă de contribuții și de la primărie, dar ei veneau, pentru că ei deja atrag bani de la Uniunea Europeană și ei au bani și de la CNAM, de la Casa Națională de Asigurări Medicină, lor le plătesc pentru prestarea la anumite servicii de astea. Și ei acoperă și raionul Sângerei. Trebuie de văzut asta până deschide casă de centru de zi sau altceva, trebuie văzut cele existente, dacă ar putea să acopere și regiunea noastră. Eu mă interesez, eu și vă transmit informația acolo, să văd care e procedura, cum se extinde ei. Deja mai departe, dacă o să fie în puterea primăriei ca să atragă asta și ar fi de interes, atunci decide de asta. Eu știu că dacă la primul mandat s-a discutat, a fost la mine, cum le-ai spus tu, de unde ție, de la Bălți, Casmed, da, așa este. La Casmed, da. Și acolo niște condiții, hai zicem așa, practic, când te gândiți acceptabile, dar știu că au avut probleme când au venit Curtea de Conturi. Dacă mă tin că asta e cazul de la Preperița, că de ce s-au alocat bani, sau eu poate mă duc în eroare, dar știu că au fost cazuri când Curtea de Conturi zic, dar de cum voi, pentru ce s-au alocat banii ăștia? Ei cum, ei vin, o parte dau investitorii și o parte pune primăria banii pentru, da, pentru presta serviciile astea de chiar și de îngrijiri medicale. Da, îngrijiri medicale la domiciliu. Da. Și nu știu care au fost, că nu țin minte care au fost, că la Pepin, și eu am fost și eu de acord la Pepin, asta nu mai trebuie să treacă prin consiliu, ca consilierii să iei decizia că ia că atâta pe an, câte persoane avem, cât 5, cât 6, și ei vin și ei la un anumit cantitate de persoane, adică nu vin numai la o familie, numai la o persoană. Eu nu știu cum e situația. Și eu nu mai țin minte că ei nu s-au mai adresat la BPN. Nu știu care a fost situația și s-a schimbat cu atât, și că ei nu au venit la BPN. Nu, cu Curtea de Conturi, eu cred că trebuie să fie o soluție, trebuie să rezolvați problema, pentru că deja sunt primării care lucrează și nu cred, dacă primăria... Dacă rezolvați asta. Dar dacă ei nu au revenit, trebuie revenit de partea noastră, de văzut că nouă ne-ar trebui. Da. Nu știu dacă asistență medicală, dar asistență socială cred că poate presta și biserica. Și cum avem două reprezentanțe de două mitropolii concurente în sat, ar fi o ocazie să le punem la treabă și să întreacă între ele care ajută mai mulți oameni sărași. Să facă cantină socială, alta să facă acolo la Răzălăi, unde a fost internatul acela, să facă știu eu ce azil și tot așa. Hai să vedem care e mai bună. Și oamenii cred că ar vrea să contribuie, să ajute din sat. Enoriașii, că sunt samariteni, că sunt creștini, că și ajută aproapele. Hai să vedem. Da.
Umor, vrei ca cu umor. Nu punem pe deasupra, e principalul să vrei. Trebuie să sugerăm. E propus? Da, nu că trebuie. Nimeni nu trebuie să facă nimic. Dar dacă e propus și este de acord și se găsește o formulă bună de colaborare, până la urmă, biserica e cea mai importantă instituție din sat. Nu putem să o neglijăm. Oamenii cred în biserică, oamenii sunt acolo. Dacă neglijăm... Eu cred că primarul nu e de acord. Că biserica e cea mai importantă instituție. Dar păi, toate statisticile arată că mai degrabă au încredere în biserică, în primărie. Că nu e important, are mai multă încredere în biserică. Păi, îi pretrădește egalitate. Încrederea cu importanță. Pur și simplu trebuie să fim toleranți, domnul Brega, așa, care doresc să meargă la biserică, nu putem să le facem nimic, ei merg la biserică pentru că așa cred ei de cuvință. Cei care nu merg la biserică, sunt atei sau alt gen, propovăduiesc foarte bine și pe ei trebuie să respectăm. Absolut nimic nu trebuie să facem aici. Oamenii care doresc și care pot și care au necesitatea își manifestă adică credința asta în felul lui. Atât, trebuie să respectăm. Dar despre asta am înțeles că domnul Brega o să organizeze dezbateri separat și eu cu mare drag o să particip și o să fiu de partea bisericii. Ați știut de partea bisericii, da? E bine. Și aici de tot sunt binevenite, dar zic de mine. Eu cred că asta ar fi o chestie. Dacă se inițiază un proiect, punem iertă societatea civilă și cu biserica împreună, sau propune, sau adulte, cam la o masă, oameni buni, hai și-o faci ceva pentru. Sunteți două biserici, noi vă propunem următoare. Noi punem efortul și facem un centru de zi pentru bătrânii care voi ar trebui să fiți care. Îți vedem ce zi. Chemăm reprezentația bisericii, preotul, domnul Petru și domnul Părinte Petru și părintele, cum îl cheamă, de la Răzălăi, părintele Cărnei. De că nu-i miri cum îl cheamă. Da. Ar putea să organizăm o masă rotundă, să vedem cum privesc ei la chestia asta, ce zic. Și după asta, de aici începem să... Din start o să privească negativ, așa că nu cred. Dar nu, ok, Victor, eu fac asta permanent, chiar și la noi de la biserică, după atât slujbe care sunt, mai dau mâncări la nevoiași, adică... Da, nu, eu știu, dar am vedere că așa proiect mare... La nesfârșit, dacă ne luăm... Noi vorbim despre o chestie mai elaborată, nu că să fie mâncare, că te aduci cineva de pomană și am vedere că o distribui către și care nevoie. Vine lumea asta mâncare la biserică, biserica o ieși-o de la asta, de la oameni nevoiași, știi? Da. Bine, asta să fie o propunere, da. Aici se contribuie financiar la funcționarea unui centru de zi, spre exemplu, da? Da. Credeți că nu e posibil, da? Ce pot să nu poți spune nimic, asta poate să spui numai adică reprezentă... Are categorie și de oameni nevoiași în pipieni, că așa și nu pot înțelege. Că la noi, Republica Moldova, clasa de mijloc nu există. Există cât de cât în stăriți, dar clasa nevoiașă. Mai mult jumătate de sat trebuie să te dai mâncare. Victor, vorbim despre aceștia care sunt sărăcii extremă, știi? Nici, dar nu sărăcii extremă. Sunt, să zicem, poate persoane. Vorbim un centru de azil de zi pentru bătrânii care sunt singurate. Cel bătrân singurat, el nu mai mănâncă mâncare caldă sau ceva, știi? Și el nici nu are cu cine comunica. Stai singur. Să poate să vină la un centru de zi unde sunt mai comuni și cu lumea, știi? Cu alte dânsuri. Trebuie să-l duci și credeți că așa e de ușor? Nu, domnul Victor are dreptate. Trebuie văzut în primul rând cât sunt, adică dacă sunt. Nu, el zice care ar fi contingentul. Zic că ăsta ar fi contingentul. Care ar fi contingentul? Pe pinienii ca tare nu se dau așa tare nevoiași, înțelegi? Nu știu. Da. Chiar dacă o duc mai greluț, steruie, nu stai cu mâna întins. Să mai faci centru de zi, domnul Ion, să mai faci centru de zi, răzic și mă, duci la casa de bătrâni. La noi nu e acceptat așa ceva. Nu știu, ca și-o pun ceva. Nu. Pe lângă persoanele mândre, mai sunt și persoane care chiar când te mână, așa au nevoie. Cum, eu cunosc câteva persoane, da. Marea majoritate. Nu s-a așa. Deci, stimați colegi, eu vă chem pe voi, vă îndemn și pe cei care poate ne urmăresc sau vă sprăvească. La punctul ăsta 5, la obiectivul specific 5 din obiectivul strategic 5, să vină cu niște propuneri pentru că nu avem propuneri. Deci, spuneți că noi nu avem
nevoie din servicii sociale, ne-a ajutat oameni nevoiași, oameni nevoiași nu există. Ar fi bine să avem aici ceva legat de oameni care o duc mai greu. Nu știu, poate copii, poate familii social vulnerabile, nu știu. Dacă nu, ascultați, dacă nu avem ăștia oameni vulnerabili și nevoiași, înseamnă că guvernarea are dreptate, la noi e tot ca lumea. Lumea trebuie să gine. Noi suntem capitaliști, nu vor ajutoare sociale. Dar eu am o întrebare aici. Noi trebuie, când facem o strategie localității, să implicăm toți actorii din localitate. Și vreau să știu, liceul a fost implicat, conducerea liceului a fost implicat la măcar au venit propuneri ceva sau s-au consultat. Casa de Cultură, am văzut că erau incluse niște activități aici. Directorul Casei de Cultură, iarăși, trebuie să fie principalii persoane care se implică, pentru că ei gestionează o parte din asta. Și pe partea socială, bănuiesc că este un asistent social la primărie care cunoaște mai bine care sunt programele acum, care sunt problemele. Trebuie de întrebat până la urmă care e viziunea lor, pentru că să punem niște obiective. Și foarte puțin am văzut aici legat de liceu. Liceul până la urmă are o echipă de tineri care ar putea foarte mult să îi mobilizeze, fie pentru măsuri, campanii de conștientizare, fie pentru salubrizare. Nu știu, spune, echipa tinerii asta, pentru că asta e ideea ta. Nu, de fapt, Nicolae erau acolo câteva momente care ține de instruire, de vindicarea spiritului, civic, de chestii care ar fi bine să fie făcute la liceu împreună cu apeleul, dar nu știu, după cum am spus, dreptul a venit mai târziu, asta e așa o fel de strategie mai brută, așa mai făcută pe timp de pandemie, dar noi sperăm că în august o să facem niște ateliere, două zile de atelier, care noi e planificat în proiect, 20 de ateliere, cap-coadă, participarea la vreo 25-30 de persoane, așa să fie destul de reprezentativ, adică să reprezinte mai multe grupuri, și pătruri, și liceu, și medicină, și toți, și bătrâni, și tineri, și așa noi ne-am propus. Dar acum hai să mergem cu ceea ce avem acum, noi facem strategia respectivă, o dăm ca să fie folosit acolo unde trebuie, după asta revenim în august și când o să fie, sper, o să vină cineva de peste hotare și o să fie și... Noi am făcut-o, Ioan, noi am făcut-o cu aceștia care de la Bălți, doar la primul atelier și au fost aici, chiar că au fost implicați toți actorii, agenții economici, au fost directorii tuturor institutelor, grădinițelor liceului, Casa de Cultură, absolut, toată lumea, adică care... În comuna Pepieni au participat la acest atelier. Da? Adică noi am făcut la un atelier, dar bine, ne-am oprit la altă fază, fiindcă Asociația Băștinașului a revenit cu ideea că ei au un program, ei au un proiect să fac strategia asta de dezvoltare și aici noi, adică un atelier l-am făcut. Păi da, era un program și de ce să cheltuiesc banii? Exact ce a discutat și la atelierul precedent. Ioan, vreau să întreb, mai este mult de la audiere? Nu, gata, eu am ajuns la punctul 5.5, dacă mai sunt propuneri, bine, dacă nu, vă ținem cont de tot ce a fost. Bine, hai, eu vă zic la revedere. Noi mai facem apel către ceilalți care ne ascultă, să mai aduc în completări și pentru că la sfârșitul săptămânii să fie definitivat strategia și să fie expus. Da, veniți cu propuneri, că... Nu știu dacă mă auziți, dar eu practic foarte rău aud. Auzi? Eu nu știu la ce categorie faci parte, dar sunt curios dacă există proiect să se facă nume de străzi în satul Pepeni, așa cum s-a făcut în Răzălești în Pepeni noi. Și de ce depinde asta? De cadastru, depinde de Consiliul Local. Că e o chestie și culturală, și socială, dar și principială, că poți să te rătășești în satul țeală, chiar în ambulanță și... Mai la deal de casa de poarta și e verde, știi? N-are nume de străzi, ar trebui să ne gândim la chestia asta. Și primăria și societatea civilă. Da, o introducem. Dar noi am vorbit, că v-a făcut într-un sat chestia asta și nu a fost. Eu vreau doar o remarcă, așa e dreptatea, Oleg. Practic, nu s-au făcut măsurile pe Pepieni, de atâta noi nu avem străzi în satul Pepieni. Străzi în satul Răzălăi sunt, străzi în satul Pepieni noi sunt și în Romanovca sunt, denumiri de străzi. A rămas Pepieni atunci cum a rămas, nu s-au făcut măsurări și de atâta nu avem nici străzile în satul Pepieni.
Bine, o introduci un pic asta în strategie. În plan. Altceva? Cât avem 3 ore și un sfert, deci un sfert, cred că... Am trecut cam tot ce era de trecut. Bine. Bine, dacă eu pot să fac un... Dacă mai vrem să mă poftim, întrebăm și comentăm sau dăm propuneri sau, eu știu, idei, vor fi de acceptate. Da. Acolo se poate depus propuneri în jos. Eu mi-am notat o parte din asta. Adică tot ce a fost aici, ce s-a generat aici, am notat. Dar rămâne oamenii care mai vin cu propunerea acolo sub, câteva zile, poate. Până pe joi vine încolo și o definitivăm și o dăm la adoptare, nu? Da. Că vă lămăresc de ce, adică noi nouă ne trebuie să ai să adoptat la Consiliu, chiar eu, dacă pe urmă va fi spus modificări sau eu știu ce acolo ea, că vrem să participăm la un proiect. Proiectul ăsta fără, acolo sunt cerința, trebuie să avem strategia dezvoltării. Și acolo de ce ne privește strategia dezvoltării. Ok. Cred că o să fie asta suficient. Nicolae, tu cunoști mai bine legislația sau rigorile normative. Audierea noi am făcut așa cum am făcut, ați înfărm ceea ce este. Vor să fie expus, lumea poate să-și de... să spună părerea, să adauge, să completeze strategia. Acum e doar trebuie să fie adoptată de către Consiliu pentru ca să fie legală, da? Să fie adoptată de acel organ care o să asigure că o să fie pus în aplicare. Și asta e Consiliul Local, nu? Consiliul Local s-o adopte și deja el e un document oficial, da? Da, dar bun, document oficial. În orice moment se poate schimbat. Adică, iar, vic propuneri de schimbare la Consiliu. Da, dar el permanent se renuiește, corect. Da. Noi avem aici monitorizarea strategiei și în fiecare an sau la sfârșit fiecare an se poate făcut câte o ședință și de văzut cum s-a implementat, ce nu s-a primit, de ce nu ne-a ieșit asta sau ceilalte. Da, dar el trebuie să transforme strategia asta care e pe 3 ani, acum trebuie de mers toate activitățile și acolo unde scrie 2020, toate activitățile cele trebuie depus într-un plan anual. Și adică să știi ce avem de făcut anul ăsta, 2020. Și din planul ăsta anual de văzut ce facem acum, ce facem luna viitoare, ca să nu le scăp din evidență și să revii doar peste jumătate de an la dânsele sau peste un an. Nu așa se face, adică trebuie transformat într-un plan anual de acțiuni și depus toate acestea. Și mai departe așa, cine ești de ce responsabil, ce se reușește de făcut bine, ce nu, mă rog, asta este. Ok, am înțeles, da. Bine. Dacă vreți, o veste bună la final, poate sunt și alte comentarii, dar în grupul Frătești sau nu, prin Comuna Pepeni, avem confirmare de la Oleg Cernei că stă cu ochii pe noi. Și preot și al tânăr, Petru Botnaru, zici că da, sigur, facem proiect social, dar trebuie mai mulți bani. Este ok, cred că se pretează atunci o masă rotundă să discutăm noi cu toți factorii ăștia despre proiectul social. Poate facem, Nicolae, organizăm o ședință. O masă rotundă cu ce? Cu proiectul social? Facem? Da, cu cine, despre chestii de ordine socială. În cazul acesta, dacă totuși... Împrejutorare și să mai departe. Dacă totuși proiectul ăsta... vorbesc eu, da? Dacă totuși proiectul ăsta... Nu, chiar și cantina socială, dacă depinde de biserică, da? Sau așteptăm de la biserică și banii ăștia să fie donați tot de oameni, de ce trebuie să-i primim tot prin biserică, dar nu putem să... strângem de la oameni, da, bani care și cât toate pentru a realiza, da, cantina asta. Nu, depinde aici, Eugen, da. Biserica, dacă are, cum a spus Nicu, are așa un impact sau atâta respect din partea populației, are mai multe posibilități să atragă fonduri pentru chestiile astea. Decât cineva să vină, zice, în primărie. Primărie nu o să-i de biserică, o să-i de, deci e un intermediar mult mai eficient ar fi, numai să fie de bună credință, asta e. Pentru că el are impact la public, are mesajul. Deci ai oameni buni, fiți creștini și donați. Că chestia asta ar prinde. Pentru că să-i întreținem pe cei mai treci ca noi. De ce nu de folosit lucrul ăsta? De ce nu de apelat la biserică să facă lucrul ăsta? De încercat pe alte modalități care pot fi mai semnificente. Asta e ideea asta. Ok.
Bine, haideți dar să încheiem cât Victor s-a dus să facă siesta, el a luat-o pierdut siesta să ne apă. Așa e. Da. Acolo e Victor a pierdut, adică eu n-am pierdut, dar Victor a pierdut. Dar tu ești de moldovan, tu gata, ai plecat din Spania de mult. Bine, eu vă mulțumesc, Ion, mulțumesc ție pentru prezentare și mulțumesc tuturor celor care s-au conectat, celor care s-au implicat, celor care ne-au auzit, poftim, veniți cu idei, cu propuneri, a să luăm în considerație orice propuneri care vă vedeți din partea voastră, eu știu, așa, Ion, da? Dacă orice ceva și alții, da, și alții, așa, da, și binevenit. Și sper să mergem mai departe și să mai facem asta. Eu vă mulțumesc și vă zic o zi bună în continuare. Apropo, o mică chestie, da. Și nu mai este aici, Eugen. Oleg, mai ești pe loc? Oleg? Da, normal, numai că fac siesta, vorba spaniolilor, mănânc. Uite, să vă spunem că noi vrem să spunem, bine că n-am început și ideea cu ședința online Asociației Băștinașilor. Am vrut să facem o ședință online, poate în săptămânile următoare să o organizăm totuși, să vedem ce facem mai departe și am vrut să vă implicați și voi toți care sunteți, că suntem într-o situație așa, nu cât de cumpănă, dar așa la răspânte, nu știu ce face, pentru că nu există implicare practic din nici într-o parte și e destul de dificil să faci ceva de unul singur sau una, două, trei persoane să duce așa un proiect mai departe, poate fi. Este păcat că s-a dus Victor. Să vedem, se implică lumea, nu se implică, cum se implică, care sunt obiecțiile față de asociație și trebuie făcut ca el să fie eficientă, pentru că este un proiect care poate să aducă plus valoare. Ion, dacă îmi dai voi, Ioan, să intervin aici un pic, eu cred că asta trebuie... Spun până la capăt, nu chestia în oamenii care nu au făcut sau care... Nu, dar asta trebuie pe ordine intern de vorbit, așa nu e discuz în spațiu public niște probleme care eu cred că întâi pe ordine intern. Eu vorbesc pentru că să mă aud oameni, asta e un apel, să vină și să vorbească, să alăture, pentru că de ce spun asta domnul primar? Pentru că eu am scris, am plasat anunțul ăsta și nu a fost nicio reacție, de asta eu vreau cumva să sensibilizez lumea, să zic că veniți oameni buni și că nu e asociația cuiva, e asociația satului. Eu mă dau cu plăcere într-o parte să vină cineva să ocupe de chestia asta mai departe, numai să nu ratăm. Pentru că deja știi, iată, Nicolae, cât e de greu să faci un ONG și să faci să margă. Dacă ratăm, ăsta deja e pornit. Dacă îl ratăm, revenim iar la zero, la punctul mort. Așa că asta e așa un apel pentru cei care sper că ne aud, în special din diaspora, hai oameni buni, nu știu că cam asta e momentul. În rest, dacă mai aveți voi ceva de spus. Da, cred că asta tot prin biserică ar trebuiască de făcut, de îndemnat oamenii, pentru că iau cuvintele mai potrivite, dacă totuși numai asta lucrează. Sau poate că oamenii chiar într-adevăr o să înțeleagă că asta e foarte important la moment, anume de dezvoltat. A venit momentul când trebuie de dezvoltat. Și noi să ne dezvoltăm, da, și satul pe care îl avem. Și nu faci de lăsat. Și indiferența este un lucru foarte rău. Și trebuie fiecare dintre noi să ne implicăm și să acționăm cu ceea ce putem. Asta e așa, un mesaj. Da, mulțumim, Nicolae, dar Eugen. E clar că foarte, foarte bun spus. Dacă n-ați ne implicăm noi, n-ați vii și n-ați ne facă nimeni. Așa că chiar dacă pare banal că nu știu ce e acolo, că e un lucru de nimic, dar câteodată și un cuvânt spus la timp rezolvă mult. Nu mai zic dacă și implicarea ta personală, fizică sau cum mai este acolo. Bine, la mine cam atât. Nu știu dacă mai dumneavoastră mai vezi ceva. Asta e. Eu am terminat agenda pentru an. Mersi tuturor de participare. Ne mai auzim, da? Sănătate. Da, sănătate. O zi bună.